merge și aici. Bună seara! Suntem live la pe 103 cu 4. Mamă ce mă uit foarte tare în căști. Suntem live pe 103 4. Suntem live pe Radio 7. Suntem live pe 13 TV pe canalul YouTube, am o microfonie cumplită în căști, trebuie să-mi dau căștile mai încet Și suntem în studio cu Oigan! Bine ai venit, Sfăinicule! Bine v-am găsit! A, și eu fluier, să știi Tu fluier? Eu când vreau să fluier, fluier Băi, ce an e ăsta, frate? Cum a început anul ăsta, Dumnezeule? Știi, mi-a început foarte bine Îmi cer scuze pentru urși coala și... Nu, nu chiar nu glumesc știu, știu că se întâmplă chestii cumplite în lume, dar uh, mie mi-a plăcut. Anii 20. Au început anii 20. Abia aștept o să lansez primul cântec din anii 20. Știi, uh, odată o cu etate, uh, îmi pun uh, această întrebare în permanență. Băi, a luat-o lumea razna și la vale și acum a, uh, constat asta sau a luat-o lumea la razna și la vale de când hău și eu abia acum dau seama de, de acest aspect. E o întrebare sau o constatare? E o întrebare pe care mi-o pun. Eu nu cred că am luat lumea la vale. În niciun fel. deci că e în regulă. Nu, nu e în regulă. dar da, nu e ceva ce se întâmplă doar acum și nici măcar doar când îmbătrânim. Că lumea e cum e, se învârte în modurile ei misterios, complexe și își vede liniștită sau stresată de treaba ei. Știi, problema din Australia nu este basically chiar atât de mare cât o amplifică media. Lucrurile se întâmplă acolo... M-am citit și m-am documentat. Se întâmplă acolo adesea. Știi, în la fel cu ala din Siberia de anul trecut și cu ala din... Da, pe de-o parte de acord cu tine, pe de altă parte, cred că suntem și noi o sursă, nu singura. Iarăși, universul are ciclul lui, mai venea o glaciațiune, mai... Am înțeles că mor mai mulți canguri și uh, coala din accidentele de mașină, de pildă, în Australia, decât s-au întâmplat. Acum, în fine, se amplifică lucrurile. Cred că s-au învârșit niște bani destul de serioși. A mai murit uh, un criminal de război. S-a dus cu drona peste el. Aici, la marginea Orientului, s-au întâmplat tot soiul de lucruri. Văd că moare lumea, Dumnezeule. În fine. Te referi la Doamna jurnalistă? Mă refer la doamna jurnalistă, mă refer la Garbis la de Deian. De 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 da. Adică, bă, băiași, a ăsta, da. Fărășit... Știu, an, a așa a început anul ăsta. La sfârșit... Acum trei ani a început așa, am început anul cu moartea lui Bowie, pe mine m-a afectat mai mult decât, îmi cer scuze pentru oricine. Adică... Știu ce spui. Și uh, anul ăsta l-am pierdut pe Neil Peart de la Rush. De... Și ce tobar a fost asta extraordinar și, ce, și dacă mă întreb pe mine Cred că din toată istoria asta Rock'n'Roll-ului Neil Peart a fost unul din cei mai uh, buni scriitori de versuri Știu că scria versuri Știu, știu că aveam cânte cu copaci pot, 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 să fiu sincer? Pot să fiu sincer m a plăcut niciodată raș Aveam un prieten care îmi tot punea Și mi-a pus la un moment dat să citesc versuri Și mi-au plăcut versurile mai mult decât muzica Iar, Iertați-mă, fan. Raș, nu mă pot abține să fiu. Am să fiu la fel de sincer. Niciodată nu mi-a plăcut rocul progresiv. E da. Uh, the dream Theater <laughs> și... La mine rock am, Rock uh, progresiv este King Crimson, uh, Crimson uh, pentru mine. Or, or, cred că, or. că la King Crimson mai am uh, oarece sensibilități, dar uh, break-uri peste break-uri, chestii complicăciuni, mi îmi place simplu și eficient. Însă, pentru raș am avut întotdeauna un... Uh, o sensibilitate mai ales pentru perioada asta 90 iar mă uitam la omul ăsta ce viața a avut, a avut o viață destul de complicată, a avut o, un copil care a murit cu o soție, pe a luat-o de la capăt și tot timpul ăsta să fie unul din cei mai buni performări și un... Știu unde este exemplu foarte bun, Răș? Băi, este un trio care a funcționat impecabil întotdeauna. O chimie foarte specială între ei și probabil că tu știi mai bine despre ce vorbesc. Chimia pe nu care o, o cu colegii lor. de trupă. Știu că sunt trio, știu că există de mult. Cât? Anii 80? Sfârșit de 70? 70. Ca? Nu, S a început de 70. A început de 70. Mm -hmm. Secolul e via via. trecut bine, voi suntem atât de vechi. da, no, no, no. <laughs> Sunt vechi, domnule. Hai să spun o treabă, fii atent aici. Pe care nu ți-am spus-o niciodată. Spuneam tu că eu încă nu m-am încălzit. Eram la sfârșitul secolului trecut, dacă mi-aduc bine aminte. La fond de siecle. Și uh, mă, duceam pe la, mă duceam pe la 2 Mai. Și adesea mi-ajungea pe la urechi, băi, a cântat Wigan aseară aici. Bă, care Wigan, frate? Mamă, băiatul ăla care știe cu chitară foarte mișto, ok. okay. Niciodată nu m-am nimerit la cântările tale de la 2 Mai. Dar m-am nimerit la un moment dat în lăptărie, în vechea lăptărie unde s-a întâmplat să cânte cum. Și erai tu cu pălărie pe cap. Și pălărie, cred că nu am avut niciodată. Ba da, am avut și pălărie. Era o pălărie, mi-a luat bine. de căciulă, am trecut la șapcă datorită încălzirii globale. Cântam vara cu cu din aia de munte, știi, cu urechi. Unul că mă acuzau colegii că n-au nimic și chiar n-auzeam nimic. Și îți dai seama, eram luarcă de transpirație după fiecare era o lumină foarte difuză, mi-aduc foarte bine lumina, aminte lumina de acolo. Erai tu cu sacou și cu chitara și cu pălăria Avem și, aia sacou... și povesteai de William Burroughs, da, niște povești. Okay, uite mă ce, ce, ce dintr-o dată s-au <gri> schimbat lucrurile aici în București. Bine, anii 90 au fost și spectacolă și în felul lor. Pentru că era, cred că era mai multă libertate atunci. Așa, noi cu noi pur și simplu descoperem. Asta mi-a aruncat-o așa la zid. Nu mă, nu era mai multă libertate. Asta sunt niște prostii. Nu era mă, mai multă libertate. De nici ce vorbă. asta? Pentru că nu eram. Că nu știam noi ce și cum asta. De era. ce că Năstase era mai gentleman decât Dragnea? De ce era mai multă libertate? Era... Am, că pe tine ca muzician nu cred că te-a oprit nimeni niciodată să faci ce vrei tu. Păi nu, dar nu mă oprește nici acum. Nu văd de ce era mai multă libertate. Era poate mai mult, mai okay, mult da, având și în Romantism, îi zice. Romantismul cred că e legat de vârstă în mare parte și o leacă și de temperament. Există și această explicație. <gânt> Bă, era nasol pe vremea. Da, frate, dar avem 18 ani. Așa că, da. Uh, cred că cea mai, cel mai mișto exemplu este... Nu știu pot să spun asta la radio... Este întrebarea în anii 90 care îi se pune lui, nu știu, lui Ivan Ivanovici de 90 de ani. Ivan Ivanovici era mai frumos. Cum e mai frumos? Pe vremea lui Gorbaciov sau pe vremea lui Stalin? Și el zice, pe vremea lui Stalin, clar. Și păi de cum, domnule, acum libertate, avem mărfuri, putem circula. De ce pe vremea lui Stalin? Păi, nu, da. o aveam atât. Stalin. Pot să, mă, pot să mă cenzurez dacă. Eu nu știu dacă Stalin a spus asta cu. Idiții utili. Dar mi se pare că da, se face. Da, da, cred că asta mi-a spus. Sau Leni, nu mai știu. Dar da, mi se pare că se aplică astăzi extraordinar. Și cu dânsie ce facem? Mamă, tu, tu este exact ca filmul în care încerc să, să nu intru. Deși e foarte tentant Asta cu pe vremea mea și astăzi e tot un nas zi muzica e de. de... Nu e adevărat. No, no, nu, nu. nu, nu Nu să am no. provoc și eu. N -am am spus spus, să spun asta. Dacă nu ne provocăm, vă vor fi două ore foarte prechisitoare. Tu Dylan Da. Cum e să cânți Bă, e foarte, 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 foarte mișto. Îmi place atât de mult proiectul încât îmi pare rău că la un dat se va termina. Adică, deja sunt orașe din România, oricum românii nu îl înghit pe ghit pe ele. Adică, Ei. pe cuvântul meu, când zic românii, nu mă refer la, la tine și la Mircea Cărtărescu. Mă refer la popor. Nu, eu nu îl înghit pe Dylan. Ok. <laughs> nu, glumeam, glumeam. O să nu îl asta. Știi, ăsta a fost întotdeauna un, un personaj uh, absolut aparte. E un scârbos. Un antipatic? Un scârbos? un tip cu o anvergură foarte aparte și care a, a vorbit despre aia așa a cântat despre aia și așa mai departe. Era momentul în care s-au adunat niște oameni care, cărora li s-a părut că le susținea cauza și s-au dus la el. Hai să facem treabă, hai să nu știu ce. Băi, ce vorbești? Ai înțeles greșit. Ai înțeles total greșit. Eu cânt asta și treaba mea. Nu mă... Facem misiuni mișto de radio, apropo. Nu m-a Ai ascultat? Dylan? Da, de ani de zile. Nu, no, nu am ascultat. Sunt habar nu mișto. mișto și sunt toate arhivate pe net. Cum e Uite o mai... să mă uit, eu îl ascult majoritatea pe... Majoritatea vieților noastre. Îl mai ascult din când în când pe Iggy Pop la, la BBC Radio 6. Are și el, nu știam, nu știam. Da, are o emisiune de, un album și. nou atât de mișto. Așa este. Și seamănă cu Black Star și Magda Maulus, sper că nu moare și asta acum. exact album, comparația așa, asta în... am făcut-o și da. eu. Zic, băi, ce s-a întâmplat? Băi, s-a întâmplat că și Bowie cât și Iggy au lucrat cu muzicieni tineri de jazz și a ieșit ceva interesant combinând lucrurile astea. Că noi tot zicem uite, am și se poate îmbătrâni frumos. Da, se poate îmbătrâni frumos dacă lucrezi cu tineri. <laughs> Știi, ascultând și Iggy Pop, ascultând și uh, uh, Black Starul Bowie, uh, mi-am pus această întrebare. Băi, când ajungi la bătrânețe, atât de, atât de urâtă e povestea până la urmă, atât de tristă. De ce? La, la, la Iggy nu pare foarte tristă. Ai, Merge nu. cu motorul E un cinism acolo. Nu, sunt, da, Bă, a fost asculta un cinism. free. Cum să nu? Vers cu vers, știi că e aplicația nouă acum când îți da, da, versurile da, da. în timp ce ascult, mm -hmm. mi se pare foarte mișto. Da, da, este cumplit ce e acolo. Ce spune lucruri, spune lucruri care nu le care, stai, stai că gramatică în limba română că toată îmi dă, îmi dă cu virgulă. Stai, spune lucruri care nu sunt confortabile nici măcar bulei ascultătorilor săi. Deci ce mi se pare foarte mișto. Adică este... În paranteză, fie spus, gramatica română este foarte complicată în general. Am aflat, da. Adică... M A spus-o de curând o amică profesoară de latină. Nu, dar imaginează că, că, vine cineva care este absolut hotărât să învețe limba română și trebuie să-i explici căruia, căreia. Cred că l-am omorât psihic, pur și simplu. În fine, să revenim. spuneam de Ighi de Boi. Băi, sunt... Am o fică are 14 ani? Se străiescă. Uh, dacă vrei să-ți cop uh, copiii de parte de droguri, băgăle în sânge, pasiunea cu vinilurile, ceea ce am făcut, ceea ce presupune că par... tu? mare parte din... Era un meme pe net până acum funcționează. Uh, și uh, i-am cumpărat Pickup, cumpărăm adesea viniluri, i-am cumpărat și Black ul pe care l-a ascultat cu mare atenție. Și într-o zi mi-a zis, băi, nu prea mai pot să-l ascult? Pentru că este prea multă moarte acolo. Este impecabil făcut, dar este prea multă moarte acolo. Da? Da. Da, e ceva foarte trist. Foarte... Da. Și nu merge Black Star-ul așa oricum, eu, dar este impecabil. Eu văd, dar... Mm -hmm. Nu știu, eu văd foarte multă lumină în, în spatele morții alea. Nu, 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 nu mă înțelege -o, nu, Nu religios-o. Pur și simplu. Știi, mă animă această, mă animă cu, odată cu etatea Mă animă tot soiul Bă, de întrebări. Fii atent aici. Nu o să-ți vârstă niciodată în, în două ore? Îmi place etatea. Uh, în anii 60-70 am avut uh, The White Ai Album. Ai trăit în anii 60? Uh, băi, foarte mult în Once Upon a Time in Hollywood. Vai ce mi-a plăcut. O, oh, Maxim și mie. Vai mor cu ăștia, e mereți încolo, e fițele lung. voastre. E lung, dar e Hollywood-ul atât de bine mm -hmm. zugrăvit. Era Manix pe televizor, conservele alea, ale, la Andy Warhol cu care hrănea câinele, totul este impecabil acolo. Plus, să te tai cu un Porsche în Hollywood, doamnelor Ce-a rămas el de la Yes, acolo. baby. <laughs> <laughs> în fine, am avut uh, The White Album, și am avut Jesus Christ Superstar. Băi, ceva s-a întâmplat. Pentru că ulterior am avut Antichrist christ Superstar și Black Album. <laughs> și lucrurile merg în zona asta, în rock and roll. Da, ca zici tu. Ce s-a fi nu, întâmplat? Nu, nu știu, eu, eu, eu am rămas în fundul sufletului meu hipiot, deși nu, nu mi-au plăcut niciodată drogurile. Nu zic asta pentru. Nimeni eu. nu e perfect. <laughs> știu. <laughs> tu te-ai da. și de fumat. Da. Dumnezeu -le da, da, beau cu plăcere. Dar cum merge? Ce să nu fumezi? Câți ani ai fumat? Destul de puțin, mama. Adică am fumat, am fost un fumător pasional și profesionist, dar m-am apucat foarte, foarte târziu. Adică am pierdut, am, am cel puțin 10 ani minus față. Adică inclusiv taică mi povestea că s-a pucat să la 14 ani. Am avut, am fumat o jumătate de pachet de snagov între a șasea a doua jumătate am aruncat-o după care n-am fumat 15 ani, like, m-am pucat după 27 de ani. Mm -hmm. Și recunosc și acum pe post, iubesc și apreciez fumătorii care fac ceva scump, inutil și dăunător cu mare plăcere. Mi se pare ceva perfect în lumea de astăzi. Promit mm. să mă reapuc la 80 de ani. Ok. Eu o să fumez și atunci încă. Pentru că consider că fumătorii sunt Tu ai zis că nu o minoritate Că am vorbit înainte Dar eu consider că sunt Ok, minoritatea cea mai asuprită Vorbeam, cred, la sfârșitul La începutul anului trecut Mă rog, printr-o conjunctură Vorbeam cu un american Că la vreo 60 și ceva de ani Care avea nostalgia fumatului în avion sau au dus rămurile alea hip Nu știi? Ultima lui una din ultimele lui colaborări, care o mie este cu celebra formație de muzică electronică, Underworld. Underworld, care este. I remember smoking on airplanes. Nu știi? Ba, da, ba, da, da, da. da, și revenim. <coughs> Băi, ce s-a întâmplat cu rock'n'roll-ul ăsta de a devenit din ce în ce mai deconstructivist? White Album, Jesus Christ Superstar, Black Album, Christ, Superstar, The Beautiful People. Nu știu, bre, dar nu știu, a devenit. Nu, nu, nu e o chestie individuală, adică, adică ține, pe lângă mișcări, care, care mișcări, cum mă refer, mă refer la, la, la punk, la hippie, la, la orice vrei tu, care, sunt, care, se succed în niște cicluri, cam cum se succed și în istoria omenirii, perioade de clasicism cu perioade de romantism, cu perioade de modernism, de postmodernism, și ba, probabil o ia de la capăt. Uh, în rest, cred că e o chestie individuală. Nu știu, eu, eu, eu am, sunt atașat uh, filozofic de primii panchiști, aia din America, nu aia din Anglia, nu... Nu, 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 nu comuniștii de, da? de la Clash. A, da, da, comuniștii de la Clash m-am plăcut muzica. Mm -hmm. Uh de la Clash îmi plac, da. Uh, dar uh, cu panchistul, cu creasta, cu din asta, nu... Da, uh, sunt de acord cu tine. Sunt... Panchistul Jim Jarmusch, da, panchistul uh, uh, Lou Reed, da, să mă, proto panchistul Iggy, că tot îl pomenim atâta astăzi, e ziua Iggy Pop. Uh, da, ce se acolo la CBGB, avea eu o, o, crâșmă frumoasă, o, o lăptărie a lui Enache din, din, din Brooklyn, unde într-o singură crâșmă s-au născut vreo patru curente muzicale. Da. Ah, cu asta rezonezi tu cu Ramones cu... Cu Ramons, mai mult ca atitudine ca muzică. Dead Kennedy. Nu, cu television, mm -hmm. da, cu Talking Heads care s-au lansat tot acolo foarte mult, mm -hmm. cu Patti Smith foarte mult, da. Iarăși vorbim de chestii... De, băi, românule, mai ascultă și tu altceva decât Queen și Abba. Trebuie să spun o poveste, fii atent mm -hmm. aici. În anul de grație 2003... Am deci în secolul ăsta. Secolul ăsta am ieșit pentru prima oară în viața mea din țară bune. Da, în 2003, târziu. Și <coughs> m-am dus la Sighet Festival. Și, bineînțeles, am dat cu nasul în buda peste așa, și am zis, wow! Wow! Și am ajuns la festival, eram acreditat ca jurnalist și am ajuns la conferința de presă. Deci, prima oară în viața mea, când am ieșit din țară, m-am întâlnit cu Patty Smith. Tot Jur la de presă și am stat un pic de vorbă, pa, a fost excelent. Pur mai am văzut te, și cântarea. și eu am văzut-o cântând în Germania, întâmplător, dar, dar n-am avut onoarea să, să discut cu dânsa. Da. Acum a luat-o cu progresiști, să fie la ea. Ce progresiști, mă? Ah, eu sunt pasionat, abonat la tot soiul de... Doamna Petty Smith s-a dus în zona asta foarte... Am scris-o... Filozofic, muzical, nu, nu înțeleg ce vrei să-mi spui. Ah, imaginează că bunicuța Patti Smith este mare fană Greta... Cum o cheamă pe ea? cu pe ecologiștii, cu... A, o da. cheamă, nu știu să-i pronunț numele, decât să fac o prostie. Începe cu T și se termina da. cu Berg. Și are joacă de plastic. Eu nu înțeleg care mai mare supărarea cu fata aia. În, 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 înțeleg manipularea din spate, sunt convins că ea există, dar câte vreme ce spune este atât de adevărat, mm -hmm. nu înțeleg miștourile. Nu că n-am umor, pot, putem să facem mișto de orice, mm -hmm. putem să mm -hmm. ne uităm la incendiile din Australia și să zicem vorba lui holograf, stai în coala mea, adică putem face toate mizerile astea, că n-am o problemă cu, cu umorul sub centură, dar, dar chiar nu înțeleg de ce e supărarea pe fata aia, care A, supărarea e și bolnavă, pe... e și manipulată, e toate astea, dar totuși mesajul ei este ceva profund, adevărat. Adică... A, aici nu suntem de acord. Am citit niște chestii și uh, explica unii pe bună dreptate că ex, explicațiile care se dau oficiale la, la încălzirea globală și la probleme uh, sunt uh, ceva de genul dacă suntem mai... dacă suntem 10 oameni în 2 mai. Okay. Este mai rece decât dacă vom fi 100 pentru că noi 100 corpurile corpul stă de căldură și cam asta este explicația. sigur că asta e tot. Ceea ce nu este adică ești tu convins cu tine, uite te afară. Uh -huh. Știi cum prostia asta de Facebook din când în când îți dă reminder, îți, 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 îți arată amintirile. Știi? Uh -huh. Și te uiți afară, zici ok, asta e o iarnă caldă Bun. Să știi că pe la 1800 ani în zvara. Știu știu, 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 și că planeta și-a distrus singură viața de pe ea de vreo trei ore aproape integral. Știu și asta. Cu toate astea, să nu-mi spui că atâția oameni care au acaparat atâta parte a suprafeței Pământului nu au o influență. Mi-ar mi plăcea să fie așa. Convinge-mă și dau de boc pe Adică, nu. No. Ce? Eu, ce vrei tu? Eu cred că se exagerează cred că se manipulează aceste păreri, dar cred că este și ceva acolo. Nu, nu cred că noi suntem cancerul planetei și prostii de genul ăsta. De, pe, dacă dacă suntem, suntem din alte motive. Pe asta se mizează, ceea ce nu este adevărat. Nu, asta nu cred. Asta, 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 asta cred că e o prostie, dar pe de altă Și parte, că există este... probleme cu poluarea, bineînțeles, aerul ăsta din București are chiar mari probleme de pildă, dar mamă, și o simți la nas pur și simplu. În fine, nu știu, mie mi place să merg pe munte, știu, sunt hipiot nu e la modă, dar când te duci mai rar și destul de urban mergi odată printr-un munte tăiat senzația de tâmpită dar nu pentru că ai în cap tot bagajul ăla că hoții PSD-ul și așa mai departe și toate, și alea, dar nu pur și simplu senzația când te duci pe mine mă doare și nu m-am propus nu zic, da, niște copaci, unii taie, când pe o de lemn, bat în lemn. Să nu exager... știu, e mișto să nu exagerăm, dar... Știu unde este trist? Este trist când te duci pe Valea Prahovei și uh, vezi pe olt plin, nu, vezi, un, vezi, mici insule plutitoare de peturi. Da, asta este foarte trist. Dar vezi că pe Valea Prahovei nu e oltul. Uh, pardon, <laughs> pe Valea Oltului am vrut să spun, Jesus, da, mișto. Valea Oltului, da, 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 corect, corect, corect da, acolo este doamne, pe, pe, bucata aia de vreo 50 de kilometri este absolut sinistru pentru că știi că fac și eu ca tine la un moment dat în Cluj mergeam la un amic să, să mixez o piesă și m-am urcat în taxi și am zis, nu știam bine, de zis duceți-mă acolo pe, 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 malul Dâmboviței la în Cluj să și la ești sigur? O să fie scump Am <laughs> mai fost pe la 2 mai? Foarte rar. Mm, nu prea. Înțeles. Nu ai nostalgia Băi, dacă o am, pot, pot să mă imaginez într-o noapte când fetele mele sunt plecate la bunici sau în delegații, sau adevăr, că uh, mă, mă pun în bucătărie, beau o sticlă de ceva și mă uit la poze. Asta pot, dar să mă duc acolo să caut ceva ce nu mai e, că nu mai e nici fizic, nu mai e nici că percepția mea. S-a schimbat. Eu, eu continui să cred că ce s-a întâmplat în, 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 pe, pe o plajă. Dar degeaba vorbim Asta cine n-a fost acolo, nu poate să înțeleagă. Că, că niște oameni la mare, care n-aveau nicio treabă și care își puteau permite să stea chiar cu bani puțin cu săptămânile, ba unii chiar cu lunile, puteau ajunge la oarece epifanie. Dar puteau. Am văzut zilele astea o poză dintr-un. Uh doi mai, cred, al anilor 80. Erau niște corturi, era plaja aia mult mai mare. Am înțeles că s-a mâncat plaja pentru că s-au construit digurile alea și s-au schimbat cumva curenții și asta a mâncat destul de tare plaja. Și deci că asta ar fi explicația, în fine. Nu știu, digurile alea erau când am, adică digurile alea erau construite la sfârșitul anilor 70 sau început de 80, dacă eu nu vorbesc. Dar, așa știu și eu, dar și că în timp, pur și simplu s-a creat pe acest efect. În fine. Uh, și pri printre corturi mergeau niște băieți cu cai a, a, am mers, cu cai. Am, am mers cu calul pe, pe plajă a fost momentul meu de glorie aveam un amic tătar care a murit apropo de la care știu că cum înseamnă nisip în tătară și de la el știu numele formației care m-a consacrat la un mm -hmm. moment dat care a venit cu calul și am zis, băi, nu știu să calerez, dar asta e momentul meu de glorie, dă să dau o tură. Am dat, am mers exact 30 de secunde și calul s-a împiedicat de o daia de, de cort, de un de cort și am tras o trântă, deci moment, momentul meu de glorie a durat vreo 13 secunde, în care nu cred că am reușit să impresionez pe nimeni. Dacă era o cădere spectaculoasă, poate, da. Și nu, că... Ca, ca să înveți să cazi de pe cal, e o școală. Știi nu, că... din prima frumos. Uh, mi-aduc aminte, mi -aduc aminte, eu am prins 2 Anilor 90. Acolo. Păi și eu am fost o singură dată 90 târziu. Atul 90 târziu. Uh -huh. Și mi-aduc aminte că am ajuns, în, în Vama Veche am ajuns pentru prima oară în viața mea în 1997. Ok. Când erau, cred, fix două cărci, un Bibi și încă una. La Bibi cânta Swans. Ceea ce a fost un șoc wow. Și am zis, hai să mă duc m să... Mă gândesc că la difuzoare nu a venit. La difuzoare, da, apăruse, cineva mi-a spus că a primul frigider Un vama veche. Ok. Atunci. Așa, m-am dus uh, Unde era, cum îi zice, uh, cazemata mi se părea e... foarte departe. Adică ce să-mi bat eu drumul să merg pun acolo? Și m-am dus spre mare, uh, era pus de soare și și-o trăgeau doi în apă. Și am zis, yes baby, ăsta este locul. Uite, ulterior cum a evoluat. Da, vezi. <grijină> Și, și am nostalgia lui bar. No. <grijină> și am nostalgia chiar și a Micului Golf. S-au schimbat lucrurile acolo, da. Tamă, hai bă, bă. Și mai am... No într-o lume în care nu se schimbă nimic. Mai -am, -am, am nostalgia -am. poveștilor când erau localnicii, da, care se uitau la filmele cu Bruce Lee și, pormă prin testosteron, prin... <grijină> Nu, era nu era, era nici o le... la, la, la capătul dinspre, dinspre uh, la capătul 2 maiului, zic, nu de vama, la capătul uh -huh. spre port. Era o crâșmă la un moment dat care se chema la Măgarul Tăvălit, unde ieșeau mult, unde, 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 unde localnicii se uitau la, pe video la filme cu Bruce Lee și Van Damme și câteodată mai apăream și eu nu știu ce dracu căutam acolo venind din partea cealaltă a satului, dar am ajuns de, de câteva ori. Și era conflictul în aer erau lumile lumină și îi auzeai povestind, băi, e un loc unde stau ăștia în fundul gol și unii cu copiii. grea, grea viața, complicată. Dar lucrurile astea se întâmplau la doi mai de până 50. Nu chiar. Nu? Parcă așa știam. Eu am niște poze. Am avut o mătușă care uh, era într-o gașcă de oameni intelectuali la sfârșitul anilor 60. Și de la ea am moștenit niște poze. În primul rând, nu se făcea nudism decât din anii 70. În 60 nu se făcea. Se stătea în gazdă, nu se stătea cu cortul. Am, 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 am poze. Stătea cu, stătea cu oameni de care s-au auzit acum, de exemplu. Cu domnul Pleșu, de exemplu, era angajat. era uh -huh. Erau mulți care mergeau acolo. Eu am văzut doar niște poze, n-am -am, -am niciun merit. Era un pic schimbată chestia. Deci chefurile se făceau la gazdă, gazda gătea, să nu, 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 nu. Și Noi mai căutam borcane ca să mergem să le vindem, să facem alt gen de chestii, ca amintiri din epoca de aur. <laughs> și mai am nostalgia locul uh, uh, gazdelor unde te duceai și găseai întotdeauna un bol cu hamsi. Acum m-am dus și am întrebat de hamsi și mi s-a spus că nu mai sunt. Băi, cum adică nu mai sunt hamsi. Nu că nu avem astăzi S-au mutat, mutat, mutat la fast food. S-au mutat la fast food. Sau s-au mutat la bulgari. De Acolo cred că găsești. Da, mai frumos. Ne-au luat. Ne-au luat la multe. Înțeles. Cum mai sunt uh, cântările acolo? În 2 mai, în Vama Veche, cum mai am e? Am cântat cu? o singură dată anul ăsta. A fost foarte mișto. Am avut un singur concert cu, 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 cu Robin. Anul trecut am avut un Dylan, care a fost și în mijlocul săptămânii și cu ploaie. Am cântat la foarte puțin oameni, dar au fost foarte entuziaști, a fost frumos. Păi am... Na. Nu știu, încerc să nu petrec multă vreme în căutarea timpului pierdut. Da, important. Eu m mă gândeam că... Cred că atunci când stai doar tu cu chitara și cânti un Dylan, probabil că ar fi foarte plăcut să nu fie tu și prea multă lume. E un tip m de intimitate care cred că se creează când... S-a de... cam schimbat uh, uh, paradigma uh, lui Eugen Plays Dylan în timp. Adică l-am făcut de atâtea ori, încât tot repetând, am început la un moment dat unul să intervin cu niște efecte uh -huh. și să le schimb și să le cânt într-un mod destul de personal. Chiar aș vrea să fac o filmare, dat, să rămână ceva din asta. Am adăugat-o la un moment dat și pe... adică am invitat-o și pe colega mea din proiectul meu Moon Museum, pe Ami Crișan și cântăm și cu în schema de, de Dylan plus o fată și, și deja deja e complet altceva. Adică la, la început am făcut-o din destul de pură nostalgie, dar între timp a devenit altceva. Adică l-am la, la, repetat, sunt deja doi ani aproape și am, sunt unele orașe în care deja am cântat de în afară de București de 3-4 ori și chiar mi aș mai dori și cred că lumea s-a cam săturat de, de mine cântând Dylan eu nu m-am săturat și... De, uh, cred că asta e cel mai important. Bine, dacă vrei concerte, trebuie să fie și o cerere, că e chestia aia cu cererea și cu oferta, mm -hmm. care este destul de nervantă, dar ne, dar ne desenează viețile într-o oareșcare. Mă ce voi să te întreb, cum mai este publicul prin București, cum mai este publicul prin țară? Bănuiesc că lucrurile s-au mai schimbat în ultima vreme și cum este la tine? Adică, hai să spun că mă uitam pe diversele formații românești la care am dat like pe Facebook și le văd cântările. Bă, și văd uh, nu știu ce cântare la club, nu știu, carea din Boicoy. Uh, și... Sunt foarte frustrat. Am fost o singură dată în legendarul club din Băicoi și am fost pe post de șofer. Adică am avut uh, un concert în București după masă la un alt uh, post celebru de radio, după care a trebuit să duc pe cineva cu mașina acolo că avea concert la Băicoi. Și eu n-am cântat la Băicoi. Deci, unive deci Universul, dacă mă auzi, vreau să cânt la Băicoi. Să cânt. Da, n-ar fi frumos să scoți un DVD sau un live. Live în live da. Live da. Cred că ar fi treabă. Dar eu chiar sunt curios cum funcționează publicul. Cum funcționează publicul în Transilvania? Cum funcționează publicul aici mai la marginea să orientului? Nu întreb serios da. chestia asta. Hai, hai, să provoc niște stres. Nu, nu, asta, asta. Noi am fost, cum îl zic, am fost printre primele trupe românești care au fost destul de periodic în turneu în Europa. În mare parte în Germania, un pic în Elveția și un pic în alte țări, pentru că am avut o impres impresară foarte inimioasă inimoasă și uh, implicată din sudul Germaniei și, băi, nu era interviu frontal. Da, care e diferența dintre publicul din Germania? Păi niciuna. Niciuna, în afară de că ia, cumpărau mai multe CD-uri, că aveau mai mulți bani. Adică... Nu înțeleg întrebarea asta cu publicul. Sunt, sunt, sunt concerte mai reușite, concerte mai puțin reușite. Uh... În Ardeal, de exemplu, în Cluj, multă vreme lumea se manifesta mai fizic. Gen, nu știu, se făcea... Testosteron, da. Pogo pe balade, nu știu cum să-ți spun. <laughs> Dar publicul din București e foarte mișto. Depinde, iarăși asta cu orașul, depinde mult mai mult locul, ora, sunt situațiile. De exemplu, sunt oameni care vin la concertele gratuite pe care nu-i vezi nicăieri altundeva și... Iarăși, se schimbă de la club la club și de la trupă la trupă. Sunt... Asta sta asta, asta un pic, nu, nu înțeleg. Sunt foarte mulți oameni care se atașează de o chestie și pe aia o ascultă. eu l-aș recomanda un pic de... Uh, de... Eu te-am întrebat de, a... de asta. De spirit pentru de aventură. Că, atent fiind la ce Dumnezeu se mai întâmplă pe minunata noastră patrie, uh, știu că am văzut-o, cred să fi fost acum vreo 70 ani, undeva la Slobozia primarul a adus țâțele anilor 80 să cânte acolo, înțelegi? Da, bineînțeles că am să spun țâțe. Mă simt mult mai bine. A adus Sabrina și Samantha Fox, înțelegi, a zilele orașului. Excelent! Trebuie să fiu gică contra. Știu cine sunt, dar... Și tocmai de asta întrebam. Măi, trebuie să fie cumva un... Un vibe între orașul de provincie mai mic sau mai mare. O diferență între Slobozia și Cluj, o diferență între București și Constanța. Da, e o diferență în... Nu neapărat în... Ok, în unele locuri publicul e timid. În unele locuri se vede că publicul nu știe, de exemplu, cum e tot circul ăla cu bisul, că tu ieși, ei aplaudă. Toată nu aplaudă. și promit, băi, dar a fost așa de mișto, de ce n-ați mai cântat? Păi, nu, nu, nu sunt niște reguli. Este un ritual pe care trebuie să l respectăm, știi? Dar în afară de asta, nu știu, în orașele mici oamenii sunt mai primitori, Țuica e mai bună. Nu. De multe ori, de de multe ori în orașele mari este o hârșeală din asta, ha, iar ăștia. știi. Există această legendă a a idei de grupis și de și de backstage. Dar nu e o legendă, e o realitate. Poți să spui aici, la trupele românești, că ce se întâmplă în backstage, rămâne în backstage, sunt povești extraordinare care se întâmplă acolo? Nu, se beau niște beri, că toate se bat, se mai ceartă, pe păreri, de obicei. Sau mai sunt doi domni care țintesc spre aceeași doamnă și pot naște niște conflicte, dar în rest nu eu n-am văzut mare, mare, Adică nu, ți imagina Pasolinii sau nu știu ce acolo. Întotdeauna m-am gândit că băi, calitatea unei trupe cumva este, sau unitatea de măsură pentru calitatea unei trupe este dată și de numărul de grupis pe care îl are. Adică dacă n-ai grupism... nu știu ce să zic. Dar fi bine să te de altceva. Crezi tu asta? Nu știu este o eternă constantă la povestea asta cu rock and roll. Și... Da, da, ce vrei tu să spui este de fapt că faima dă calitate artistică, ceea ce este cu care profund nu sunt de acord. Nu că n-ar fi trupe faimoase foarte mișto, cred doar că aceste lucruri sunt independente. Așa cum noi, și țin generația mea, generația mea, partea artistică sau pseudo-artistică a generației mele, a crezut întotdeauna că este o rușine să deții chestii materiale. Nu știu de unde ne-a venit chestia asta. Bine, nici ca la hip-hop, că trebuie să arăți mașini și să-ți vorba ta, dar bani înseamnă să vezi lumea, înseamnă să-ți trimiți copiii la școli bune, înseamnă multe chestii mișto, nu înțeleg nimic. Tu-ți plătești chestia asta. dările, nu? Adică, vârmă. nu este, aia e muzică comercială. Ce e muzica comercială? Nu știu, Recordul de Dark Side of the Moon când, când m-am uitat eu ultima dată de Pink Floyd. Încă îl deține, da. Că astea, că ceva e comercial, e nasol, asta este o prostie imensă. A, asta eu o întregă metehnă aici pă, probabil și afară la fel. Păi dacă ai scos nu știu ce piesă, da? și a, a, Care și-a depășit un pic granițele mm -hmm. publicului cu care, hai să zicem, eu, erai obișnuit, te-ai prostituat. Bă. Băi... Sună bine? Despre asta e vorba. Sună bine? Da, ok. Atunci ce de contează de că e mainstream, că e underground, că e nu știu, nu știu ce? Și... Să știi că Artan spune o chestie foarte neșto. Băi, în momentul în care te-ai suit pe scenă, ceea ce presupune că cer reacție, băi, nu mai ești deloc underground. Underground hmm. ești la tine în dormitor. Sau la tine în subsol. Pe scenă deja e, e cu totul altă treabă. Cu toate gradațiile de rigoare, că nu e lumea numai albă sau neagră, da, da, înțeleg ce spune. Da. Normal că cerșești atenție. E normal să fie așa. Da. E scârbos De ce? Nu știu. Am, eu am un pitic mic introvertit în mine care zice, pe bune, tu te duci și faci chestia asta. Adică nu nu mă înțelege greșit. Nu, nu, nu vreau să-l fac mai mare decât e. e foarte mic și e foarte într-un colț. Dar că câteodată, de exemplu, dacă prin întâmplările firii mă uit la uh, filmări cu mine, de multe ori am... Yeah. Nu uh -huh. întotdeauna, că toate sunt mișto. A, ai, ai vorbit frumos, ai scris frumos, dar aici... Ma, 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 ma. Nu știu. Ai emoții când te sui pe scenă înainte? Rar. Rar și dacă le am, sunt pozitive. Uh -huh. am, am, când sunt situații speciale. De, de sunet când, care... Când... a, nu, 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 a, nu, când știu că e, e rău, e rău. când e rău, e rău, încerc să uiți tot, e ca și cum Pui totul și acum, ca și cum n-ai fi repetat, n-ai cântat pe sculele tale, n-ai ști cum funcționează nimic, atunci încerci să faci un, un fel de blank, un fel de mică explozie din care să naște un nou univers. Ca altfel n-ai cum, dacă, dacă te duci stresat știind că nimic nu funcționează, ori or nu te duci deloc și îți asumi consecințele, ori te duci, cu un, dacă poți, cu un mindset complet nou. Deci, bă, asta e. Oamenii vor să de ceva, hai să le dau slash, să le dăm ce se poate și ce simțim în momentul ăsta. Știi ce voiam să te întreb în toate proiectele astea ale tale, uh, muzicale? În momentul în care te sui pe scenă, da? Da fie că dai și cu chitară și cu vocea, fie că ești doar chitară sau te ocupi de alte instrumente, adică ești frontman sau că, ai, ai, ocupat și ocupi încă... Uh... A fost destul de rar frontman și nu e preferatul meu locul ăla. Dar zi întrebat, am întrebat. Uh, e, un tri, uh, e, un tip de energie pe care și un, basically, cred că chiar un tip de transă, da? Intri și deja naște o poveste pe care o, 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 dai publicului, iar de la public vine, vine un vibe de energie. Vrei okay? să ardem fițos? Treci din timpul profan în timpul sacru. Voila, hai, hai că sună, sună frumos. Lasă că sună frumos asta. Ok, și ai sună vibe... ca o prostie, da, da, da ce vreau să... Vine vibe-ul energetic de la public, da? Da pe care îl încasezi, mai ales frontman fiind. Îl încasezi oricum. Da, Dar, îl încasez mai tare ca frontman. Da. Și, și mai ales ce am descoperit, eu, eu, am început experimentul ăsta relativ recent pentru etatea mea, de, respectiv de vreo 3-4 ani. Când când singur un concert întreg, îl simți mai tare decât la orice. Când ești cu băieții, e ca și cum ți-ai duce microuniversul tău cu tine. Știi? No. Adică normal că contează publicul și reacția și oamenii, și dar da, deja când ești mai ales că eu, am cânt, eu, eu cânt în trei trupe care fiecare au șase membri, adică sunt un șase, șase, șase. Nimic în Robin și cum și Moon Museum, proiectul <fixi> meu în care sunt oameni din alb, ambele, un, care e singurul în care sunt front vài, de altfel. Uh, uh, au șase oameni, deși suntem la Radio 7. Asta este. <gânări> Cu mine. Şapte. Cu tine, uh, șapte. Dar uh, ce voiam să te întreb este cum îți gestionezi vibe-ul ăsta? Uh, am văzut că... Um, Două chestii vreau să spun. Uh, unu, m-am uitat, cred la... Cred, mi-aduc aminte bine. M-am uitat la un live cu Cypress Hill de până în anii 90. Ok. Și erau băieții MC de la Cypress Hill care erau pe o scenă, era foarte multă lume, cred că era un festival de rock, și era cameramanul fix aici în jugulara lui. Okay. Și, și cumva pe mine privitorul uh, m-a făcut să văd cumva ce fac, ce simte și cum... Ok, era disenu... foarte da, aproape. Da, 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 era... Foarte bine filmat din punctul ăsta de vedere. Băi, și mi s-a părut jur, mi s-a părut puțin scary. Zic, bă, wow, ce. câtă lume, ce vibe acolo, toată lumea e cu ochii pe tine, mm. uh, nu dai de gard, uh, ești cool, ești misto uh, și crezi și toată povestea. Aia. Tu cum-ți gestionezi treburile astea? Nu știu, acum că spui. Eu, uh, uh, cred că senzațiile sunt mai intense într-o într-un club mic cu 50 de oameni dintr-un anumit punct de vedere, da, când e o chestie mare simți masa așa că vine peste tine și inevitabil mă gândesc la cum se simțea Hitler când făcea speech-uri sau, sau îl văd pe Chaplin în dictatorul făcând mișto mm -hmm. de Hitler da? și e forța aia na, a cantității da, așa, dar așa dar, dar pe de altă parte te simți protejat că ești ești niște pixel acolo ești, ești mic de fapt ești mic, tu, ești relativ important că tu, tu scoți sunetele, dar strict ca prezență, ok, în, în anumite cazuri mai e și pe ecrane, dar nu, e, nu e același lucru. Mi se pare mai, mai, mai intensă chestia când ești să cânți într-o sufragerie tixită cu 30 de oameni. Am înțeles, nu e copleșitor sau e o chestie cu care te-ai obișnuit? Nu știu, nici nu când foarte des la sute de mii de oameni. Cred că dacă e să fac statistici, cred că, cred că cei mai mulți oameni la care am cântat vreodată au fost primele stuf care erau încă moca. Și venea într-adevăr multă lume, cred că atunci am cântat la 30 de mii de oameni. În rest, și în festivalurile mari, ești la câteva mii, n-ai mai mulți. Nu 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 te simți ca Ceaușescu pe stadion. <gântu -i> <gântu -i> Înțelegi, tu zici că sunt mai copleșitoare că cântările de 50 de oameni decât alea de 30 pentru de mine. mii. Mm -hmm. pe, da, pe, pentru... Pe... pentru tine. Adică simt că acolo chiar vibrează fiecare atom. Vibrează și dincolo, dar vibrează altfel. E, e, e... inevitabil, e distanța e, Gândește-te că între tine și primul om sunt niște zeci de metri. Mai sunt și jandarmi câteodată care iubim cu toții, de altfel. Jandarm, uh, garduri, chestii. Dar, dar nu, nu vreau să zic că, mamă, trebuie să fim frați cu toții. Nu în filmul ăla vreau să merg. Zic mm -hmm. doar că fizic este o distanță și acea distanță se manifestă ca orice distanță. Na? Una e când ești cu iubita în pat și una e când iubita e în Germania. Na? Ok. <laughs> și, și Germania, în fine. Uh, da. Uh, când ai dat-o de gard odată? De gard. Da, da ce, ceva cumplit când s-a întâmplat. Ceva cumplit. Pe scenă. Înainte, după, în timpul. Fiind. Apropo de, uite, că, că mă aduc Și cum ai gestionat? De, de colegul tău, Chirc, uh, colegul Chirc. Colegul Chirc, că a fost acolo, în pantalon scurți. Una din cele mai mișto chestii pe care l-am făcut în viața asta este că acum vreo 12 ani am hotărât să fac un concert la mare de ziua mea. Ziua mea e în decembrie. Am um, făcut un concert în decembrie. Mi-a ajuns împreună la un ochi acea acel cu a Trafca, pe care trupa pe care o regret, este trupa mea preferată în care nu cânt din România. Așa să se știe pe post. Încă? Ce încă? Încă nu cânti, mai știi ce? Mm -hmm. Dumnezeu. Nu, nu, ei nu cântă. A, dar ei are, nu mai cântă? ei nu mai cântă de vreo... Bine, e, e al doilea nu cântă, dar nu știu. Okay, mă rog, okay, în fine, okay, nu, da. Nu, nu, da. <hângâ> și uh, era ziua mea, am primit foarte multe cadouri, o mască foarte scumpă și mișto de Darth Vader, care mi s-a furat în aceeași noapte, un arghilea mișto care s-a stricat peste o lună. Anyway, și uh, am primit un cadou uh, uh, de la formația Trafca. Cine știe ce înseamnă Trafca, înțelege și ce cadou am primit. Și efectiv, a cântat Trafca, a fost genial. A ajuns momentul în care să cânta cum? Dar sunt niște filmări, nu le-am pus oficiale, că nu nu pot să fac ceva, dar sunt foarte mișto. Au venit peste 300 de oameni, am pus pariu cu Ondraș, cu, cu clăparul din cum. Uh, el a zis că vin sub 100 de oameni. E bine, au venit oameni din Bistrița, din Focșani, din Iași, din... Am câștigat, trebuia să-mi fure 5 scrumiere sau pahare din restaurante, mi-a furat numai două. Nu, nu-l iert. Și a fost foarte, foarte mișto, atâta că eu știam unde trebuie să-mi pun mâna, dar nu puteam să o pun acolo. Deci a fost cel mai mare dezastru. Bine, nu conta, că oricum era ziua mea, a fost inițiativa mea, mă iubea toată lumea, dar nu pot să mă uit la concertul ăla, mi se face o rușine cumplită. Nu, nu s-a putut. Adică tu zici că a fost o cântare proastă sau ceva... A fost ce... o cântare din punctul meu de vedere. Am înțeles. Și erai cu... Fiind ziua ta, erai cap de afiș. Păi eram cap de afiș, da, da, ah. păi eram cap de afiș. Era concert făcut de noi. Ne-am invitat și pe Traf ca să fim o fi eu, trupă. Noi. La, la, la început, când noi eram mai cunoscuți decât ei, am promovat foarte mult ne, ne plăceau și ne, Am înțeles, și Bun. ne plac și... Na, o, Bun, bună trafca, da. ok, e egal. <coughs> da, din proiectele și astea... m-am trezit la 5 dimineața, brusc și încă se făcea soundcheck, și că s-au fiert 5 cazane cu vin fiert. La un dat s-au făcut chetă că s-au terminat ala din, 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 din oficiu. M-am trezit la 5 dimineața să l văd pe cătă vocalul din cum cântând Smells Like Teen Spirit cu trafca pe spate și era o atmosferă foarte mișto și erau încă oameni care au rezistat în frigul ăla peste 10 ore. Da, câte grade era că erau, corp, cu minus, am bine. avut baftă, nu, 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 am avut baftă, n-a fost vânt în primul rând deloc și a fost vreo 5 da, grade. Important, pop. noaptea s-a făcut mai frigul la un moment dat, dar cine dracu mai simțea nu mai simțea nimic. Nu înțeles, ai mai face de asta acum? Da. Da, dar n-aș avea, avea unde. Nu știu dacă aș avea cu cine. Nu o să mai găsește vreuna din cărciunele din vamă în care să... Păi na, aia a fost la Papa Lașoni, la Papa Lașoni care era în locația veche, care era oarecum mai prietenoasă. Nu știu, dar a venit inclusiv Șoni, adică la o crâșmă când zici, na, nu e că s-a dus cineva și a deschis un lacăt. Au fost cinci oameni care s-au dus trei zile înainte să rezolve cu curentul, că na, astea. când închid peste iarnă, închid tot, știi? Nu e așa de simplu, adică ne necesită o care efort am văzut Logistic. acum că îi uh, mai sofisticați să, să mută ușor-ușor la Crapeț. Gândesc taie, că acolo ar fi locul în care... Nu trebuie de... să spui numele. Taie. Taie. Am văzut că cei mai sofisticați uh, să mută ușor-ușor într-un loc în Bulgaria. Ok. Mult mai bine așa. Dar e frumos acolo. E o plajă foarte mare. Unde? <laughs> Știu. Merg și eu de mai ani. Dumnezeule, e? da. Foarte bun. interesant. În fine, da. Ce mai vreau să te întreb pe tine... Um, ai aceste proiecte muzicale, da? Ai CUM, da. ai Moon Museum, da. ai Bob Dylan, da. uh, ai și Robin and the Backstabbers. Nu, nu am să... și, am cel mai mult Robin în uh, ultimii cinci o, o să fiu onesc cu tine, este trupa cu care, sau proiectul care rezonești cel mai puțin dintre toate ale tale. Fix problema Da, fix problema mea. Uh, asta nu presupune să te împartă cumva când, am ascult, când, am ascult, când am scos acum ultimul album Robin Vladivostok Cel mai recent, zici tu cel mai recent, N-am spun ultimul A, dacă ultimul te gândești că murim după aia toți Ok, ok, ai dreptate, recent Am avut o epifanie Ascultându-l, am avut în același timp Și primul concert, cum după 2 sau 3 ani Că noi suntem într-un fel de Hiatus, n-am semi-trezit Din toamnă încoace Chiar acum, în weekend, avem concert Dar... Și am avut această epifanie. Fanii Robin care n-au ascultat cum sunt prea tineri. Fanii cum care n-au ascultat Robin sunt prea fraieri. Mm -hmm. Am zis-o. Ok. Asta Dar cum îți gestionezi tu multipla personalitate? Că cumva trebuie să fii alt personaj în fiecare proiect. Păi imaginează-ți Și... că sunt... Uh... Ana Ularu și mâine joc pentru 100 de oameni la teatru la Iureș, acolo, și poi mâine trebuie să mă. Trebuie să-l urmăresc pe motocicletă pe Brad Pitt, de exemplu. Sunt alte roluri. Ești, mai, mai ales frontman, nefrontman, chitarist, basist, mai, mai când și la clape mai nou, de destule, adică e tot muzică, e tot pe scenă, chestiile de bază nu. Nu se schimbă. Se schimbă un pic situațiile și, și energiile, dar nu, nu, nu e altceva. Ok, se schimbă mai profund între când sunt singur sau când sunt cu o trupă. Dar acum, care trupă, ce rol ai tu acolo, este exact, cred, ca la teatru. Adică, da, azi jucăm o noapte furtunoasă, mâine jucăm regele Lir și așa mai departe. Și, și știi, poți să le faci liniștit. Știi ce mi se pare mie? Să ai un pic de memorie asta te ajută. Da, 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 exact despre asta. Exact aici voiam să ajung. Uh, și spun asta pentru că mai nou am experiența uh, fimea a crescut, da? Și a devenit peste noapte panchista a ajuns direct? Da, mm. o să-mi iau pistol. În fine. Și s-a apucat cumva. Are chitară electrică, are amplificator, mm. am luat cei două efecte, că atât au fost bani acum, dar odată cu ea, mă uit și eu și mai pun mâna pe chitară, care oricum okay. sunt, sunt în afara oricărei idei de talent. Dar pot să-mi dau seama de, de, de treburi și de... Un tip de memorie, cred, să-ți meargă mâna pe grif. Mă, când ai, hai să zicem, 100 de piese, da? Și ai, ai cumva, nu, nu numai tu, ci tot grupul care trebuie să se sincronizeze, sau toate grupurile din care faci parte, cu care te sincronizezi să-ți meargă mâna pur și simplu pe, pe cele 100 de piese tot timpul, este un tip de memorie fantastică. Cred că, că se cheamă muzicală. <gânt> muzicală, <gânt> nu, 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 sau cum Memoria muzicală e altceva, e uh, altceva. Uh, nu știu, sunt deocamdată, uh, sunt bine uh, binecuvântat cu memorie. Inclusiv la versuri, nu suport, nu suport vocaliștii care citesc versurile de... Mi se pare o chestie complet greșită, și aiurea, inclusiv uite-te, muzica clasică, când ai un concert, instrument plus orchestră, orchestra are partituri, mm -hmm. -ă, interpretul principal nu are voie, din câte știu eu, dacă spun o prostie, rog ascultătorii mai... Uh, abili în ale muzicii clasice să mă contrazic, eu așa știu că nu este voie ca interpretul să cânte cu partitura înainte. Și mai ales front pentru când îl văd cu versul, știu, știu, că o fac mulți oameni pe care îi iubesc, o făcea și Bowie, dar na, poate la o vârstă, habar adică mi se pare că artistul ar trebui să, 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 nu, nu, nu să o încurajeze, dar să accepte greșeala Greșeala poate duce în improvizație, poate duce în altceva. Uite, eu, eu dacă, dacă mai pune strag o linie și să mă, mă, sau să mă duc pe insulă și să-mi zice ei un artist cu tine, eu l-aș lua pe Lou Reed, care, Lou Reed de, care la ce versuri scria el, de multe ori improvizat, nu-l interesa ca e pe album, ca e... Pot să cânți altceva, așa cum în muzică, ja, în jazzman, în zic că There is no wrong note, there is just another note, așa și la cuvinte. Poți să zici altceva, dacă chiar. Sau chiar poți să zici trâșta trâșta, dacă nu-ți vine. Asta este ce am greșit versurile. Este un motiv de râs, nu un motiv de... Să degetul, te stresezi, da. mm -hmm. dar dacă. da, dar nu ca mulți artiști se stresează, adică adică și și doi cred că este un exercițiu foarte bun, adică pentru mine să când Dylan ala cu 14 strofe să cânt să it's hard. Da, complicat. It's all, uh, it's all right, my I'm only bleeding este foarte foarte frumos și cred că pentru creier e bine din nu m-am documentat, n-am n-am făcut asta voiam să asta. este un tip de exerciții de memorie. Eu știu că există aceste exerciții de memorie care sunt uh, Chiar poți să rețin niște treburi pe termen scurt, da? Am nevoie să rețin pentru un examen, să zicem, următoarele chestii, da? Și faci acel tip de exerciții de memorie care te ajută. Există la reținutul versurilor, acordurilor, tot ambalajul ăsta, există exerciții de memorie pe care le faci? Nu. Eu acum mă referam strict la versuri la acorduri și la muzică în general, cred că odată ce ai intrat în, dacă un cântec e o casă și tu ai intrat în el și ai văzut, acolo e bucătăria, acolo e baia, acolo e dormitorul copiilor, acolo e camera oaspeților, aici e living-ul. Odată ce o știi, tu nu o să mai uiți, decât dacă, Doamne ferește, te îmbolnăvești de cap, nu mai uiți. E ca, ca și cum ar fi casa ta uh -huh. când te coala, știi? A intrat în el automat, a doua oară când intri și trebuie să faci pipi, știi exact, a treia ușă pe stânga, m-am dus acolo. Nu prea mai e cum să uiți, pentru că un cântec e o lume... Da da dacă știi, dacă cunoști materialele de construcție din care uh -huh. ai făcut cântecul și ți l ai uh, uh, te-ai împrietenit cu ele, le știi. Punct. E, e ca o... Când s celesc că am mersul pe bicicletă da, mă gândesc, bă, bă, acum vine tranziția aia, Trebuie să o dăm cu tranziția nu, nu aia. Poți, să uiți, să... Uiți, poți, să uiți, ce faci tu când faci o chestie foarte complicată Dar armonia unei piese niște, nu, nu poți să le uiți Adică dacă știi odată că în Norwegian e Miau, 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 miau Ăla e da, Adică exceptând dacă mă lovește Doamne ferește o boală gravă Neurologică N-am ce să a, poți greși, poți greși că ești obosit, poți greși că ești pilit, poți greși din numeroase motive. Poți greși frumos. Adică, dar dar nu, nu, nu cred că e o problemă. Ai ajuns vreodată la vreo lui Bowie? Păi, vrei să spun povestea cu Bowie? Am, da. am, am ajuns prima dată în viața mea în, în, în dilema veche, deși, din păcate, nu în print, doar... doar uh a fost acolo cu, cu inteligenția țării, că am scris un mic, o mică postare chiar la moartea lui, cum eu nu l-am văzut pe Bowie și cum am pomenit înainte impresoarea noastră din Germania. Uite, două povești, scurt. Că și așa avem două ore mm -hmm. ce să facem. Eu eram mic și prost. Prin... Nu erai singurul. Uh, ai, spus, uh, ai spus că ție, tu nu ai rezonat niciodată cu muzica progresivă. Eu, spre rușinea mea, am avut o perioadă din viață în care am rejectat orice în afară de muzica progresivă, cu excepția Beatles și Bob Dylan, care îmi plăceau. Eu și, nu, și că... nu mă duc în Bach și din asta. Da, da, știu ce spui și bănuiesc că muzician fiind este o provocare, pentru că acolo e foarte multă tehnică și aici suntem de acord. Nu, nu, mm -hmm. dar nu mi-a plăcut tehnica niciodată, dar asta, mm -hmm. e, asta e discuția pentru cealaltă oră, cu tehnica. Mm -hmm. dă o încolo de Ok. Pic, o porcărie. La care stau și fac game mai bine, s-ar plimba prin parc, să vadă stelele. Anyway. Și uh, aveam un soi de tentativă de prietenă uh, care mergea la Bowie și aveam încă un loc în mașină. Unde? În Germania sau unde? Undeva, da, nu mai mm -hmm. știți. Băi, cântă Bowie, hai cu mine! Eu știam că e unul care nu, vizual, nu corespundea uh, conceptului meu de muzician atunci nici de cum și ca un am zis nu, 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 mergeți voi că mă duc să bea o bere. One. Trec vreo 10-14 ani. Eu știam deja toate albumele Bowie, îl consideram de departe unul din cei mai apropiați, inteligenți, whatever, sofisticați, complexi, artiști. Și în perioada asta stăteam tot în Germania. Eram întâmplător pe la... Ai, ai mei au trăit în Germania ultimii 20 de ani din viață. Și... Uh... Aveam acest prieten pe care îl cunoscusem cântând pe stradă, care era un grădinar foarte dedicat, care tocmai se despărțise, fusese, fusese despărțit cu forța de o fată pe care o iubea foarte mult și a fost o genoală de despărțire în care efectiv a ajuns la casa de nebuni, scuze că zic casa de nebuni, a știu, suntem în 2000, și apas, deci da, da, traumele am la, am la spitalul de -n... psihiatrie, ca să fiu mm -hmm. corect și lua și multe substanțe și era foarte prăjit și a venit într-o zi la mine și m-a spus acum cântă Bowie la 30 de kilometri, de aici era undeva în Franța ei mei au stat exact în punctul ăla unde se întâlnește Franța cu Elveția și cu Germania asta pentru amatorii de geografie și mi-a zis hai condutul că e o spraf, hai să mergem să-l vedem pe Bowie că tocmai a vorbit la telefon cu sora mea și de fapt sunt trei Bowie în fine era dus și am zis bine mă gata, hai și tu și sigur că găsim noi bilete și că mai în sfârșit am ajuns, pe atunci existau granițe în Europa, ca să știți ce, ce, ce etate am vorba ta. Și cum băiatul meu, prietenul meu era foarte, foarte dubios și avea și niște farfești din alea mari de grădină în porbagajul mașinii lui pe care o conduceam, ne-au oprit grănicerii francezi și ne-au controlat vremea de vreo două ore. Am ajuns exact după Bowie, într-un noroi cumplit m-a rugat să las acolo, eu în inconștiență mea, l-am lăsat acolo. Nu știu, bine, trăiește între timp, are copie, căsătorit, e bine, i-a trecut, dar l-am lăsat. Efectiv, așa a vrut el. Când spun că a vrut el, violent a vrut mm -hmm. el. L-am lăsat la propriu într-o baltă de noroi cu 10 nu știu dacă erau sau cred că erau mărci încă, în buzunar și a zis pleacă, pleacă, vreau să rămân singur. Atât de aproape am fost de Bowie. The second story. Buna, prietenă și fostă impresară a formației cum din Germania, avea bilete la Bowie în 2005, cred, ultimul turneu reality tour, cândva în toamnă. Prin iunie o sună un prieten. Bă, hai spontan mâine la Bowie, la nu știu ce, Southside, nu știu ce festival. Bă, nu am bilete în septembrie, de, ce să mă duc acum? Hai mă, hai, uite, știu, dăm niște bani, e scump, dar hai să mergem la Bowie. Cât era un bilet? Nu, mă întreb și tu chestii pecuniare. Uite, pe cuniar e, e rudă bună cu etate. Nu știu. Dar s-a dus la Bowie și faza inversă cu poveștile mele este că concertul la care ea avea bilete nu a mai avut loc niciodată. Pentru că în acel interval de o lună sau două el a avut acel mini preinfarct sau ce a avut după care nu a mai cântat niciodată în public. Deci l-a văzut că printr-o întâmplare, așa cum eu am nu l-am văzut că a avut vreo prin două întâmplări. Șase infarturi. Nu știu, știu că a fost mm. o chestie care a fost de clicul, bă, vreau să-mi crească copilul, să fiu bunic, să... Na. Am înțeles. Adică am mai scos două albume, dar el din 2005, cred, sau șase, 5, cred. Nu a mai cântat live până la moartea lui dacă cu trei ani, trei ani sunt deja. De 4? Baxter, sau 4? 4. Oh, nu știu, mai, nu scoatem telefonele. Da, la nu scoatem, da. Dumnezeu, asta da. E. Asta e povestea mea cu Bowie. O, o găsiți în dilema veche, de, 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 de după moartea lui Bowie, dacă ea cu 3 ani sau 4 Ediția ianuarie 2000. Da, mm. 16, să zicem. Știi, eu, eu personal uh, rezonez foarte mult cu, cu trilogia berlineză a lui Bowie. Și o, o să explic imediat. Și cu perioada în 90 sau 2000-a lui, cu aia reacționez cu prima, cu, cu, cu psihedelismul de Aladdin Saint și mm -hmm. cu aia câte cântece bună acolo și reacționez cu aia când vrea să fie el prodigi în 99, da, e mișto. Uh, mie uh, Earthling și One Outside Cred că îmi place Prietenul ceva. lui Mick Jagger yeah. uh, A spus la un moment dat despre Bowie Că el n-a avut niciodată O, 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 o periche de pantof nou uh, Folosind basically o metaforă Că n-a inventat niciodată un stil Dar s-a mulat Pe ce era uh, Ridicându-le într-adevăr la... cântărețul de rhythm and blues Mick Jagger Care a vrut să fie psihedelic A văzut la Beatles Nu sunt rău Sunt Uite, una, una din zilele pe care nu vreau să le trăiesc, deși singura șansă să nu le trăiesc este să mor eu, ceea ce nu-mi doresc nici asta. Este ziua în care o să deschid Facebook-ul și o să văd că a murit Jagger sau Keith Richards. Asta este o zi care mă, mă înspăimântă la Adică deci, Mi se pare mai mișto lumea. Așa este. Sau, sau Paul McCartney. de deci, noi facem parte dintr-un curent muzical și suntem încă contemporani cu acești domni care au inventat tot ce facem noi acum. M-am uzat o chestie maximă zilele trecute, am văzut, mă rog, a fost ziua lui uh, Jimmy Page. Nu știam asta, dar Și era un meme care spunea, uh, bă, mă rog, lumea are vreo 4 miliarde de ani, dacă ești depresiv, gândește că lumea are vreo, vreo 4 miliarde de ani și tu te-ai născut în aceeași perioadă în care <laughs> trăiește și Jimmy Page, știi? Mai okay. am fost. Cu... Da, și asta voiam să te întreb. Cu ce, cu, cu ce perioadă ai rezonat mai mult de la Bowie? Și de ce? Bă, momentul ăsta ți-aș spune Blackstar, dar sunt, sunt, sunt... Nu, 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 cu, cu, cu... Cu prima, cu prima. Prima, prima. Cu prima, era mai urât, dar scria cântece foarte bune. Adică... Cred că dacă ar trebui să aleg... Nu ar să alegi, nu, era pur și simplu care a... Acolo, cu zighi acolo... Sau, sau, sau mai încolo cu Station to Station, deși vrea să arate ca Hitler ce ce. Și vorbeam numai prostii în interviuri. Bine, după aia și-a cerut scuze că a luat prea multe droguri. Păi bănuiesc că era, era multe. Și a dat 30 de chile. Da. Un, 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 din cel mai... un mai... articol care îl face de extra mare căcat și cred că pe bună dreptate. Uh, am descoperit întâmplător la, 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 la sală în, în într-un raft un Rolling Stone de Germania. Mie întotdeauna mi-a plăcut jurnalismul german și dat fiind că sunt jumate neamț și cum el e limba mea maternă, am învățat română pe la 8 ani, de aia fac greșelile pe care le fac. Știu că eu o scuză slabă, dar e una dintre ele. Știu, unul dintre să... care știe germană, viața e prea scurtă Bă, să Sunt multe musta. milioane, să știi. Uh, da, deci dacă câteodată nu spun pe care sau spun vroiam, germana mea devine, nu eu, că sunt incult. Așa. Uh, sau scriu a fi sau a nu fi cu doi de i în rime. Asta poate fi și un gest de frondă. Doctrinar scriu așa. Așa te scos după aia. Asta e ce spuneam. Că sunt, uh... De Bowie vorbeam. Și, de, și de, de, cu ce ai rezonat. Și ziceai că ai văzut un articol. Da, mm. în, care este total făcut de cacao. În care se zice, bă, nu mai lăudați pe ăsta cu că a murit și a făcut un album mișto. Că a fost, a scos niște... A avut multe citate profasciste la viața lui. S-a purtat urât cu mama, s-a purtat urât cu prima soție. Nu i-a dat credit că l-a cam ajutat foarte mult să devină celebru prima soție, din câte știu eu. Un ar reproș care îi se mai aduce. Acum, Ana, fiecare, avem de astea Bineînțeles, stat. din dulap. e foarte ridicat pe un piedestal. Mai ales că în ultimii ani s-a purtat atât de drăguț, zâmbea așa de frumos din ochi și, și iubea toată lumea și într-adevăr a fost revoltată. Asta că n-a inventat nimic mi se pare destul de... Vrăutăcios. Un alt reproș care îi s-a este că... A, 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 a cam pizdif pizdificat ideea de bărbat un pic. Asta îți pare o problemă? Am zis un alt reproș care îi aduce. De, că, uh. de către Donald Trump sau de către Gigi Becari. adică... Cred că doar un dobitoc ar putea să-i reproșeze așa ceva. Nu, nu știu, tu, 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 te vezi în, în aia cu masculul care, care, bea și bate femeia și vânează și boxează și conduce repede și eu, eu nu mă văd în el deloc. Adică aș, aș, îl prefer pe Bowie 2002. Eu dimineața la duș uh, ascult trash metal. Că este revigorant. n-am fost, uite, o spun acum ca să mă urască mulți oameni, o spun și pe asta. N-am fost o oră din viața mea mentalist Și sunt atât de mândru de chestia asta. Știu că o spun la un radio care... Avem. Nu contează, da, foarte bine, difuze... dar de ce? Nu mai rezonat cu nimic de cu acolo? nimic. Și încă, mm -hmm. uite, îți spun o amintire din copilărie, care chiar e de mult cu etatea, știi mm -hmm. eu am copilărit un, unul din cele două raiuri pe care l-am cunoscut a fost, am avut niște bunici din aia de, bă, țară din aia de țară, cu nemți nu, ce drept, în satul care pe atunci era sat Recaș de unde vine vinul de? Celebru. Așa. Uh, unde am descoperit, pe lângă alte nebuniale pubertății, nu intrăm în detalii, ping-pong-ul. Adică pe lângă catalagele mm -hmm. Neckerman, care erau la mod atunci. Băi, și singura sursă cât de fete dezbrăcate. Da. Cât transpir la ping-pong? Doamne! Mult. Și nu? colegii mei de la sat, eu fiind, eu mergeam numai în vacanță, stăteau acolo. A, erau fancy boy de la oraș. Eram no, a, semi fancy boy, că și ei erau destul de defensii. Eu pornind pe acest drum al ascultătorului de rock and roll foarte clasic, cu Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Lesnar, până am ajuns la... Până la un moment dat m-am prins că s-a schimbat lumea cu Velvet Underground, outer cu 20 de ani, nu mergem acolo, iar în acest timp, colegii mei de la țară, vezi, m-am de la țară, descoperau Judas Priest și, și Iron Maiden și, și jucam ping-pong cu unul care era mai bun ca mine, era masa lui și eu eram talentat de el, jucat tot timpul, eu jucam numai vara. Și mai luam eu un set așa la 20, dar în rest eu cam trăgea non-stop. Și știi minte, aveau o curte interioară, ei creșteau iepuri, din, din, vindeau, adică aveau mulți. Mm -hmm. Și aveau o masă de timp conjurată de miliarde de cuști cu, cu, cu iepuri, te-ai te face o copertă de album. Da, așa. da, da, cum arată asta, foarte cinematografic. Și jucam și când eu câștigam un punct, el îmi zicea, bine, ți l-am lăsat, că îți place Led Zeppelin. Și când câștiga el, mi zicea, hai, că și eu ți l-am lăsat, că pot să înțeleg Black Sabbath până la albumul al patrulea, știi? am înțeles întotdeauna hard rock-ul, metalul, nu știu, chestia aia cu, 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 scheleți și morți, deși am, avem cel mai bun tehnic din lume care se cheamă scheletul și care e un om minunat. Da, știu. Dar în, în, în chestia aia cu scheletul, eu cu viața, vă frate, cu viața. Na, asta este, asta știu. Nu, -am, am înțeles, nu, nu, -ai, ai rezonat cu viteza, cu tehnica, cu versurile, cu, cu, nu-ți place de metalica, nu-ți place mega. Deloc, deloc, de mă, mă urește multe lume, nu, mm -hmm. -am, nu, nu, am încercat chiar și de curând, Încerc periodic. tu Nu-ți place Deloc. Deloc. Să mă ierte Sorin okay, morarul okay. de la Luna Mară și, și Robin. Și nu. Chiar, chiar fac poante cu asta. Nu, nu, nu. nu. Deloc. Nu rezonez cu Sonic Youth dacă vreau zgomot, dacă mm -hmm. vreau tensiune. Mi se pare că metalul nu are tensiune. Metalul e doar un scandal barbar. Pentru mine. Mm -hmm. Repet, îmi cer scuze pentru... Dar trebuie să... Dumnezeule, doam trebuie să ne cerem scuze stiu... pentru ce nu Eu... ne place. Știu, știu ce spui. Știu, știu, știu că slavă Domnului măcar... Știi cum e vorba lui Schiller, uite, digedan când zin frai, gândurile sunt libere. Avem voie să ascultăm ce vrem, slavă Domnului, nu ne bagă nimeni la pușcărie. libertate, domnule, libertate. Auzi, dar este mai întreb ceva. pentru mine, când m-am apucat să fac baltă albă, a fost una din surpriză să aflu despre tine, că ești din o zană cea frumos curgătoare, eu având, bănuiesc ca și mulți alții, convingerea că ești de undeva din Cluj. Da, pentru că am stat, uh, parcursul meu uh, geografic a fost așa. Uh, apropo, uite, am scris pe pe a fi și mi-am pus adresa din Balta Alba, nu uit. A fost foarte, hai am fost de curând prima dată acolo. Hai că ți povestesc și asta. Mm -hmm, cu aia, mm -hmm. Dar e tot cu nostalgia, facem un episodul cu nostalgile. Uh, am fost. Am, am... mei au emigrat cu mine exact la o lună înainte de Revoluție. Câți ne vei? Aveam fix 17 sau 18. Aveai ceva, 18, da. O da. mm -hmm. da. metate. Uh, uh, și de multe ori când fac scenarii mă gândesc că dacă luna era altfel, ce puțin că nu pleca niciodată. Era fost foarte atât așa. Lui nu i-a picat bine plecarea, ei i-a picat pardon, foarte bine. Bine, ea fiind și că din combinație. Mm -hmm. El e în Valea Prahovei, are treabă cu recașul de la Comarnic, unde, unde unde se face din două benzi una și o tragedie apropo de dn 1 <laughs> uh, Și... Uh, a fost un eveniment social din stăte, te ai urcat într-un tren gândindu-te că nu te întorci niciodată. Au venit peste 200 de prieteni, toată clasa mea de liceu, iubita mea, totul a rămas pe peron și am plecat fost o senzație pe care n-aș vrea să o mai trăiesc în viața asta odată. Și urmă, peste o lună m-am întors cu tancurile liberatoare. Nu, căcat, m-am întors cu tancurile dar m-am da, întors da, foarte repede. Și am venit și am, atâta, ți minte, am venit, băi, cum era să vii atunci în România, ți minte cum era noaptea la, la vama din Curtici și înainte am oprit să mă într-un oraș maghiar, cred că în Solno, unde nu vorbea nimeni un cuvânt într-altă limbă și brusc m-am dus aminte, băi, când vii din străinătate trebuie să aduci discuri. Și am încercat să-mi găsesc un magazin de discuri într-un oraș care era destul de urât, iertați-mă, prieten maghiar. Magazinul nu, sau maghiar maghiar orașul? Orașul. Magyar Boratom, Nagyon Montam, am zis că îmi pare rău, prieten maghiar că spun asta, dar era un oraș urât și nimeni nu vorbea nicio limbă și căutam oameni pe stradă, zic, disc, LP, album. Vinil. Și, și am găsit până la urmă un domn care la întrebarea Speak English m-a răspuns fără mișto, WE! și mi-a arătat un magazin și am găsit ce puteai să găsești în ianuarie 90 într-un magazin. Nu știu, am cumpărat trei discuri pentru trei prieteni că vreau să-l aduc un disc că știam că când vii din uh -huh, Germania da, aduci, vinil. aduci vinilul. <laughs> <bineînțeles>. <laughs> da știi ce voiam să te întreb? Până să pleci locuind în zona aia acolo erau întotdeauna niște gășculițe da, da, da. pe zone de interes. Da. Erau de pildă uh, uh, niște băieți pasionați de, 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 de basket, care știau re rezultatele din NBA a doua zi, cumva uh, le aflau. Uh, plus că existau, erau găștile astea de, de rockeri și de, de peșare de pe de pe și de șare. nu știu ce. Și uh, schimbam casete, schimbam vinilul, schimbam discuri. Uh, mai, dacă aveai treaba asta cu cântat, întotdeauna găseai un, un, amplificator, mai găseai o pedală, se făceau, se făceau eram ajuns la level, ăla. efectele alea de chitară în cutie de siringă. Știu, 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 știu. știu poveștile, le, le, știu parțial și din filmul tău, uh, dar eu pe atunci, în afară de... Mă apucasem să scriu cântece, pentru că uh, taică mi-a fost un, un, un uh, inginer foarte priceput care a construit aproape toate fabricile de uh, fibre textile care s-au construit în România anilor 70 și pentru că vorbea și germană, el fiind a parțial în Brașov și s-a căsătorit cu o nemțoaică, vorbea aproape perfect. Datorită acestor calități a fost, era trimis el și cu ea de partid, că el nu era în partid. Deși au insistat destul de mult. El pleca mereu în soții de mulți. N-a făcut uh, parte din cele patru milioane. Da. Și în, în, într-unul, nu chiar n-a făcut, și într-unul din acele drumuri a adus un magnetofon. Și eu, spre deosebire de toți, și dacă citește și faze, toți aveau maiac. eu eram un pizdos care avea Sony. Și avea o chestie care m-a schimbat viața. Puteai să înregistrezi separat uh, canalul left și canalul right, ceea ce pe vremea în care majoritatea creațiilor... Bă, nu, eu nu, nu știam pe nimeni atunci. Ascultam și eu vinilele cu formații românești 5 nu știu cum se trăgea la electricor, dar Trebuie majoritatea două piste. pe care știam trăgeau pe, uh -huh. pe, castofonul din bucătărie. aveam două piste, eram foarte, foarte șmecher. Și puteam să trag separat chitara ritm și chitara solo, ceea ce cred că mi-a schimbat viața cumva. Doar acest fapt, că acel magnetofon pe care l-a dus tata, care l-a dus pentru chefuri când dansau, e pe masă, nu l-a dus nici de cum. Dar când am ajuns eu la vârsta cu muzica, l am denaturat. Ei au îmbătrânit, au făcut mai puține chefuri, și magnetofonul s-a mutat la mine. În era, camerea, era cu boxe incorporate sau treia să-l legi la... Nu era cu boxe incorporate. Uh -huh. Când îl închideai, avea boxele pe post de capac și când ascultai, dar eu nu mai puneam capacul, că deja îți dai seama la și ani ascultai muzică non-stop. Ce să mai pui să scoți boxele? Aveam frumos puse una pe pian, una pe birou. Da, stând, îmi place să spun exact, ca precum crengă, în o zană cea frumos curgătoare și începând povestea asta cu muzica și cu scrisul de cântece și cu magnetofonul minune care ți-a intrat în viață, îl mai ai? Nu, l-am vândut când am plecat din țara, l-am vândut unui coleg cu care chiar am și cântat un pic pe locuri, deși lui îi plăcea mai mult să danseze step, cred că e redactor la ceva radio, nu l-am mai cunoscut de mult, e, e la ceva step. de stat. Mm -hmm. Este era un tip cu vreo 3-4 ani mai mari decât mine care era fascinat de, uh, Fred, de Fred Astaire mm -hmm. și, de, și de toată muzica aia și de, de, de toată perioada aia foarte, foarte, foarte mișto se îmbrăca la fel era Atentivă că atunci eram un negligent, cum în mare parte sunt și acum dacă nu mă trage iubita de vezi că nasturele, haina, nu știu ce, eu, eu mă duc cum mă duc. Dar nu, nu că eu mare la artist, ci pur și simplu. Mm -hmm. Nu înțeles. Nu, intră. Întrebarea... Uite, mi-am luat o cămașă neagră să fiu frumos la interviu și am lăsat-o în rucsac. Da, de exemplu, m-am lăsat gulă Suntem ăsta, la radio, nu ne vede și probabil că arată ca... Da. Suntem la radio, nu ne vede nimeni. Dar asta voiam să te întreb. Da, de, știu că a, și a, a, ce descoperi atunci? Sau cum, cu, tu din ce gășculițe făceai parte? Uh, în măsura în care eram într-o gășculiță, uh, eram, era, eram cu minoritatea hipioților, adică... Am fost foarte de destul de... Adică... Știu că îmi plăcea și mie o fată prin Ozana pe acolo și mai veneam mai dar Nu mai țin minte, era o rocheriță cu părul foarte lung. S-ar putea să știu din tramvai. Cred că încercam să stau cât mai aproape. Știi, mai țin minte chestia absolut jenantă când încercai în înghesuiala aia din tramvai să fii cât mai aproape de fete drăguțe? Da, 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 poate te vede, da. Zice, mi tu <laughs> ne luam noi atunci. Pe bună dreptate, de Da, da. Da, mă rog, nu știu că după unul de... data trebuie să de de și mormoni și mormon -a, numai de bine. A, a, ajungem și la celebrata declarație din film cu, cu Ioreo, asta voi să știu, parte din, gașca, din gășculița hipioților, Băi, că știam eram, foarte mult am, am, avut un coleg care m a fost... M-am ferit de mentor toată viața, dar am mm. umblat mult cu oameni mai în vârstă decât mine. De exemplu, unul din prietenii mei de atunci era uh, muzicianul și regizorul Hanno Höfer, pe lângă faptul că am fost coleg de școală cu sora lui și a fost pasiunea mea dintr-a 8-a până într-a 10-a. Nefructificată, din păcate, cum se întâmplă cu majoritatea pasiunilor dintre a 8-a și a 10-a. Nu știu cum e ziua de astăzi. Eu, eu eram și foarte timid. Mi-a schimbat viața cântatul o la chitară pentru că se pare că aveam oareși ce talent și veneau fetele mai în vârstă. Ceea ce a adus și la faptul că prima mea iubită era a 12-a, când eu eram a 11 -a, ce, -a ce era complet atipic atunci. Imaginează-ți frustrarea e... mea pe ăștia ca tine care știau să cânte la chitară, da, da, pentru te că te eu te nu te știam. Te e, și nu da, am, am accesul meu acces la... Apropo de Dylan, am două amintiri cu Dylan. Una este cu cântecul Mr. Tambourine Man, pe care l-am pus odată. A, am avut o perioadă absolut scârboasă în care scoteam când nu erau aia mei acasă, luam magnetofonul de la mine din camera care dădea spre spate. Știi că multe blocuri în Balta albă, tot o ardem cu cartierul, erau așa dispuse în patru și aveau o grădiniță în mijloc unde puteai să te joci. Fața, să alergi, Aia mai mari spuneau și făceau prostii. Ei, camera mea dădea spre spate, stai să nu mă uit ideea Iar sufrageria dădea spre stradă. Și îmi duceam boxele cu magnetofonul ca să, ca să pun muzică la univers. Deci mă, ce idiot eram să faci așa ceva. Și știu că odată puneam, puneam, puneam Mr. Tambourine Man și a trecut o înmormântare cu bocitoare și știu că nu, nu, nu e de râs. Și eu de atunci asociesc cântecul ăsta cu o fată de-a 11 ani care s-a aruncat de pe bloc pentru că a părăsit-o iubitul care era căsătorit de peste 40 de ani cu mulți copii. Asta este pentru mine Mr. Tambourine Man. Piesa lui Dylan nu are nicio legătură cu asta. Iar a doua data ascultam tot Dylan, tot pentru popor și am văzut un băiat și o fată trecând, mergându-se de mână și ți minte că am rămas așa ca un, ca un cocker spaniel cretin cu privirea pierdută în viitor când îmi uite mă, eu nu o să reușesc asta niciodată în viața mea. E, asta s-a schimbat profund când am învățat să cânt la chitară. Deci mitul cu, cu, cu muzicianul uh, uh, visele mele din acest punct de vedere relațional cu fetele la vârsta aia erau undeva cu White Snake, Mie îmi trebuia White Snake acolo okay. și eram absolut îndrăgostit de Tony Kitten, doamna care se întindea pe jaguarul ăla. Pe, 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 pe lui, da. Doamne, ce, ce era în sufletul meu. Gata cu amintirile. Dar, <laughs> ba da, mai ajungem acolo, stai puțin. Din punctul ăsta de vedere, cartierul a fost foarte. Băi, era un dormitor comunist bine construit. Băi, este. Locurile când da. mă duc. Are, au distanța corectă, nu te uiți în chiloții vecinei exista, de vizavi. Și sunt foarte mișto spațiile verzi sunt și spațiile să spun. arici M am dus uh -huh. noapte să caut, am avut o dispută și un pariu cu cineva dacă există arici sau nu în București sunt foarte mare fan de arici, în Cluj găseam non-stop. Există o familie să... de arici lângă Ioreu, este da. de ani de zile acolo. Sau eu, 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 eu am găsit arici mi-a mi spus o amică care între timp a emigrat la Londra, cred că arici nu a emigrat la Londra, e tot acolo, e undeva pe lângă fostul macaralei care e acum acum e ce 1 decembrie. 1 decembrie, nu, da. nu se zic 2 decembrie când e ziua mea, niște ne simțiți? Uh, da, nu <gri> <gri> tot schimbă numele, străzii. Frate, eu o, sunt din sălăjan la mare cu Nicolae Grigorescu. Sunt da, din Sălăjean, deși era un comunist împuțit. Bă, ce nume? Eu să mă cheme Leontin Sălăjean. Leontin Sălăjean, Hai ce să am, hai da, să tu știi povestea lui Sălăjean? Nu. Ok. Uh, sălăjan, Leontin sălăjan, numele lui real era Leon Silaghi. Era Silaghi. Leon Silaghi. Ah, okay. Numai că el, facând parte din structurile de conducere comuniste, a trebuit într-o zi să devină ceea ce se numește bun român. A trebuit să se românifice. Și s-a romanificat prin Leontin Sălăjean. A sfârșit-o și foarte prost, altfel, pentru că atunci când a ținut Ceaușescu discursul în 1968 împotriva Uniunii Sovietice care tocmai invadase Praga... Back in the USSR, no? Așa, a ținut acel discurs. Leontin Salăjean era, cred, ministru de externe în guvern, a fost de grabă chemat la Moscova, iar șase luni mai târziu a murit de cancer. Brusc. La Moscova sau aici? Aici, a, da. Eu dat un cancer, așa cum Ia iau, dat Da, da, dacă, a dacă a tot ai venit scalii, ea, până, să, să nu pleci cu mâna goală. <laughs> okay. asta, e, asta e povestea lui Sălăjan, da. Asta. Și locul ăla în care. Da. Eu, 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 eu l-am invidiat pentru nume tot timpul, adică ce, ce poate fi cât leu Leo Întin Sălăjean. Bă, nu are o rezonanță, așa. Și mai, mai e o chestie care mi-a plăcut. Uh, uh, există cântecele care îți, îți pun un punct exact pe hartă. Cum este, domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseară? Ne întâlnim în stație la Lizeanu. Cred că la... În stație la Lizeanu stăteam și citeam ziarul. Stai că așa începe. Da, da, da. Domnișoară e refrenul. Uh îți -huh. spune din nu prima. Nu știam. Uh. Tu ai memoria versurilor. First we take Manhattan, then we take New York. Uh, Berlin. Berlin. Berlin, pardon. Uh, Ia, mă, Așa, după care am, am avut la familia care a, venit și a pus, a pus în tocmai Sălăjanul pe hartă. Și deci cu partizan ce ai. Și cu partizan, dar partizan au fost puțin mai târziu. Și mai rafinat un pic, recunosc. Adică discul ăla cu, cu partizan Pitan, Sălăjan... Ce e atât de rafinat? Că doar e pe față din cartier. Nu, 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 nu că nu, nu vreau să-i acuz de... Știu, știu, știu. Nu, de... de... Dar știi că discul este vinovat de filmul Balta Albă, da? pentru că de acolo mi-a venit ideea, da. Da, pentru că stăteam într-o zi în casă și ascultam acel disc, pur și simplu, mi l-am pus. Bine, Artan, bine, Svedezu. Uh, și da, am zis, bă, uite, ăștia-s vecinii mei, da, și ăia vecinii mei, da, și ăia vecinii mei. Și uh, începând să lucrez la poveste, e, da, am de mai, aflat mai, foarte mult mai ampli am în până. film sunt Artan, Suedezu și cam Iordache, cam ei trei sunt. Uh -huh. Mai e și, cine mai Nelu Dumitrescu era din Iris, nu? Uh, Nelu Dumitrescu, da, 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 e și Nelo acolo. E și uh. Mai e ceva trupă de care n-am mai auzit după aia. auzit sunt la familia, cred că ai vorbit cu cine ai vorbit. Cu Sișu. Cu zișu. Zișu. Tocmai era eliberat zișu. din pușcărie. Da. Faza cu Sișu a fost extraordinară pentru că când m-am apucat de film și am zis că trebuie să iau și pe un, normal, măcar normal, unul dintre ei, am început să scriu pe la, pe la penitenciare. Bună ziua, no, mă numesc, nu știu ce, vreau Dacă să vreau fac asta. să faci da, interviu da. acolo cu el, nu? da? Da. Dacă era pentru și, film? Și mi-au răspuns. Da. Da, mi-au răspuns. Oficialitățile, adică. oficialitățile mi-au răspuns foarte corect și foarte frumos. domnul s-a mutat la penitenciar, nu știu care, pe urmă va răspuns că se va elibera în curând și că vorbi pormă, Da, uite ce eficiență au fost, da. Dată un mail oarecare. Frumos, Adică funcționează România, uite, poți să Eu, am cântat, una din chestiile mele, din amintirile mele frumoase de Germania, este că am avut concert, am avut concert, nu pușcărie de de cartier. Am, am avut concert. O vreme am fost acompaniatorul, acum în, în altă viață, nici nu mai știu nimic. De Serios? Atât. Tu cu Johnny Cash a cântat la pușcărie? Eu cu Johnny Cash wow. și cu alții. Am, am cântat la o pușcărie de maximă securitate, unde erau numai dește, deși au tăiat mama. De... Am fost puțină vreme acompaniatorul unei doamne franceze care cânta propriile șansonete, mm -hmm. care avea 50 de ani. Eu aveam unde în Germania, în ce parte? În Freiburg am fost, în penitenciarul de maximă securitate a orașului. Asta în ce zonă e, că nu știu. Freiburg e tot acolo, sud. Ah, ok. Sud-vest. Hai mai, e, e o universitate celebră. Ok. Nu le știu cu Așa, și cum a fost? Așa, universitate. Băi, incredibil. A fost, în primul rând, este cel mai cald public din lume. Îți dai seama ce se bucură ei că vine cineva să le cânte. Și după aia am stat la țigară cu ăștia. Ne băteau pe spate, spuneau chestii. Mai ales că eu vorbeam germană mai bine decât ea. Ea, ea stătea în Germania de mulți ani, fusese căsătorită cu, un, cu un domn german și se despărți. Avea și un copil împreună și se despărțiseră urât, ca în filme. Um, și, dar, dar, vorbea, când vorbea, vorbea franceză, că știa toată lumea. E, e foarte aproape de asta de, de germană. 50 de de kilometri până la graniță din Freiburg. Cât unde stat? era granița aia cu grăniceria care n-au controlat cu băiatul ăla la Bine, în Germania în total. Mai n-am stat mult uh, cap coadă. Am, am fost un an la școală, ca să ca să uh, cum îi zice la asta cu Ah, ce trebuie să faci ca medic, ca să poți profesezi. Nu-mi vine mm, cuvântul. Da, știu, numai, da. Uh, rezidențiat. Nu, acknowledge ceva, eu okay. nu acknowledge. Cum mai zice, mă? ca să-mi recunoască bacalaureatul, trebuie să mai fac un ah, an de școală. O, o nu recunoască, e, e un cuvânt mai mișto. Rog literații dintre ascultători să se sesizeze. Uh, și a mai fost un an în pa, pa, armata. Hmm? Da. Ai făcut armata în Germania? Da, un hmm. an de zile. No shit. Yeah. Wow, cum e asta? Da, te trebuie să fi fost o treabă. Plecând de la formație... Și ce grad? Ai și cu grad? Da. Nu, no, ceva, un nu, nu știu să gradele. Eram... Da, asta aveam trei cartofi prăjiți din aia, care îi aveau toți. Nu? Și ai stat într-o unitate acolo. Am stat în unitate, foarte și <gântu -i> pe coate, da. <gântu -i> mergeam destul de mult afară. Eu sunt cu încă de pe atunci eram cu afarele. Ăștia, colegii mei se plângeau cel mai tare. Să știi că armata germană nu e ce-ți imaginezi tu, al treilea rai și ceva. A ce obțin atunci, erau <gântu -i> doi luptători adevărați din aia, care când mergeam cu cortul în cu în noiembrie și turnau o damigeană de apă rece ghețată peste cap și care băgau marșuri și marșuri. De restul erau niște oameni inadaptați pe locuri alcolici. Uh, urau să mergem prin pădure, să... mi-a mie, mie, mie îmi plăcea. Adică... Eu cum cu muntele, oricum, orică mergeam la, orică mergeam la plaiu foi, or... or cu pușca 20 de kilometri prin pădure. Știi de ce te întreb? Pentru Zic. că Ești în cel mai măsură să-mi răspunzi la o mică dilemă pe care am avut-o cu un prieten la un moment dat, discuții la bere, care mi-a explicat următorul lucru și anume că, băi, uite ce mișto este Germania pentru că ea ca stat funcționează impecabil. Nu există idee de șpagă, nu există, nu știu ce funcție. Asta sunt dar, convins că e mișto. Dar uh, nemții, luați în majoritate, individual, sunt niște idios cu toții. Asta cred că este o idioțenie ce ai spus acum. Sau ce a spus da, colegul ăsta. Atâta. Da, am avut această adică discuție. Eu nu m-am simțit uh -huh. bine în Germania, pentru că, nu știu, ceva din mine se leagă de haosul ăsta scârbos de la noi. De Dar Balcanul, marginea Dar Îmi plăcea foarte mult să merg cu cumul în turnee, pentru că, iarăși, mergeai în turneu unul, venei cu microcontinentul tău, cu glumele tale, cu poantele tale, cu prietenii tăi de acasă, cunoșteai, am cunoscut numai oameni atât de mișto, atât de serioși, atât de fain cu un simț al umorului despre care mulți cred că n-au uh -huh. uh, 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 iubitul de atunci al impresarii noastre. Avea un, da um, -am ridicat avea un, un, umor, avea un umor, am... de, știi cum se de dădea cu... cu, tot seodomarele nostru umor de perete. Adică da, avem un umor mișto pe lucruri. Sunt câteva... Hai să mă arăt ochii okay, chiar dacă, dacă nu sunt... Ok. Uh. Chiar dacă... <laughs> Lumina asta de neon nu, 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 ne arde retina, știu, Nu fac ca să mă dau mare. Okay. E mai mișto așa, mm -hmm. uh, uh, Sunt tot ideile astea, pentru că, de exemplu, azi noaptea am, am repetat uh, cu formația cum, și am venit acasă uh, 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 Fetița mea care nu are 14 Are 6 jumate ca ta, Și cu mama ei dormeau. Am zis bă nu le trezesc ca, ca bou Ca să mă simt eu mai rockstar Mă enervează să am chestii în buzunar Și îmi scosesem cheile și le lăsasem pe amplificatorul de chitară Am dat un mesaj Am zis bă nu sun Am dat un mesaj normal că nu mi-au răspuns Era ora 12 M-am întors cu taxiul până Izdea și m-am întors. Pe drum, un taximetrist foarte, foarte mișto. Nu, n-am aplicații de Uber, dar nu intru în discuție. Nu prefer taximetriștii, pur și simplu. Mie și Lene înțeleg ce nu le Nici place. Nici eu mai, nu mai, 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 mai folosesc și Îl mai folosesc al iubitei mele sau la. altora. Eu, eu sunt luptă cu aplicațiile. Asta e unul din motivele mele. Dar nu asta v-am zis. Generația analog, mă. Ultimul bastion. Știi, știi, știi. Generația analog, da. Asta mă face. Și mă întorc și merg cu omul ăsta care era chiar haios. Adică chiar povestea mișto de una de alta. Până la un moment dat, când îmi zice de, de noi că suntem primitori. Eu când aud pe asta cu românul care e primitor, sar în sus. Unde dracu e românul primitor? Vreau să știu. Păcat că nu putem prelua telefoane. Eu vreau să știu de ce e românul primitor și mai ales de ce e mai primitor decât alte popoare. Că nu e. Poate că era la țara cu 100 de ani. Și și asta cred că e o nostalgie de doi Există, cred, până ardeal ar un soi de ospitalitate care poate să spună ficat un pioneze. nu e naturală, nu e, nu e. Este, este cu oameni care vin, adică, uite, de exemplu, și eu eu oarecum cum îndrăgostesc adică de be, România haotică și be, în, și anii, în anii 90. Am adus mulți prieteni din Germania care, bineînțeles că erau entuziasmați, dar eu îi aduceam la oameni pe care îi cunoșteam deja. Și tu vii cu cineva, mai ales că noi am avut întotdeauna aproape uh, slugărnicie față de vesti, știi? Așa este. Ca pakistanezul mm -hmm. care ce a venit, omul alb și m-a civilizat, -a venit știi? din Exact, exact, e corect ce spui. Chiar dacă veneau fără cadouri și eu veneam cu hipioți dar ei mei, nu veneam cu oameni care veneau cu, 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 cu făină și cu zahăr și cu cele trebuia atunci oamenilor, știi? Normal că te purtai frumos și puneai prăjitura cea mai bună pe masă și, și căutai, dar... Știu o poveste te, cu un neamț mai, mai care a plecat de aici depoară, înapoi vreun? în Germania și care și-a cumpărat de undeva niște brânză de pe drum. A plecat cu mașina. Și când a ajuns în Germania a scris, băi, ce extraordinar lucru a văzut în România, nu mi-am imaginat că așa ceva există în lume și anume să puneți brânza pe o piatră. Mm -hmm. ce, ce <laughs> Sarac, mă banii. Săracul habar n-avea că-și lua să apă că-i piatra pentru la, să cântărească greu la cântar. Nah. Nu i s-a părut și Mișto să pună o piatră, Da, da, da. da. Ok. Da, -mă, și hoții la -au, au, au, și haos farmecul lui. Eu, și mai, mai, am o prietenă în bon care mi-a povestit următorul lucru despre Germania și mi-a zis în felul următor. Acolo, dacă... Ok, lucrezi, uh, ai un angajator și vrei să schimbi jobul. Sistemul ăsta de, de scrisoare de intenție chiar funcționează acolo. Eu ne fiind angajat niciodată n-am mi Și mi-a explicat de explic următorul lucru. Dacă angajatorul de la care pleci Okay. scrie în scrisoare de intenție pentru angajatorul la care te duci că ești punctual. Asta este un mare minus pentru că, practic, fiecare neamț este punctual și okay. nu are ce să scrie mai bun despre tine. Mi okay. s-a părut cumva că te scapi așa, știi? Are, da, are, are, are sens, dar sense. e așa... E, o, o ușoară ipocrizie Aproape acolo. Aproape că face dacă ne ducem... <laughs> Ah, nu, are, are, are. Let's make it... Nu vorbiți prost românește, că nu ca mine. Nu faceți ca mine. Uh... Da, și de asta întrebăm. Măi, cum funcționează Germania, de fapt, și cum sunt oamenii în Băi, particular? Pentru că e... pe bune tu știi, în anii 90, de fiecare când afla cineva că vii din Germania, întrebarea, bă, dar cât e o mașină în Germania? Cât eu, tu îți dai seama? Eu nu am fost în Germania. întrebării, cât e o mașină în Germania? Îți dai seama că poți să-i spui de la N-am fost în Germania decât în Berlin. Sunt curios. Berlin nu e Germania, așa cum New York nu e America. De ce? Pentru că e altceva. Nu, ok. La New York am zis-o de hipster ce sunt, mm, că n-am da, da, fost nu, decât în New York înțeles, câteva am zile înțeles. și n-am termen de comparație. Dar în Germania chiar am trăit. Berlin e un oraș cosmopolit și seamănă mai degrabă cu New York, că nu degeaba zice la First we take Manhattan and then, mm -hmm. care apropo mi-a zis un tip asta vară că încă trăiește pe Shesler Eh. Dar mi-a arătat o poză cu el, ținut într-un uh, scaun cu rotile, de către, fii atent, papa David Gilmer. și ei erau David Gilmer și Leonard Cohen, doar că nu avea cum să dateze poza. Și era pe Hydra, pe insula Hydra, pe insula grecească Hydra, unde a trăit un o vreme în anii 60, cred, și unde încă se întâlnesc cooniștii anual și câteodată, pe vremuri când trăia, mai venea și el. Mi-a spus o prietenă. Bună! Am ajuns la Berlin cu prejudecată că este Germania este plină de femei urâte. Și am fost contrazis uh, vizual cu violență. N-am văzut decât femei frumoase. Am ajuns într-un club într-o seară. Uh, a doua zi am aflat că fusesem într-un fost crematoriu unde la un moment dat mixa un domn. Cred că îl știu pe ăla. Cum se Hai! Aia. Nu mai știu. Am cântat într-unul care a fusese cremat. Era bă, o bănesc... mare, cu multe da. săli. Uh, nu, era o sală mai, destul de mare, dar rotundă și înaltă, cum arată cremat Cum arată atunci. Nu era, nu era, nu era. Și, și cu o grădină foarte mare afară. Iar, ia. În fine. Și mixau un domn acolo pe niște computere 486, și cu niște neoane și un castofon și o mică clapă băgată, da, foarte interesant. Ce n-am înțeles? Și, și, și mi-a dat pe ecrane albastre este cum se împrietenesc și cum se cunosc oamenii acolo. Pentru că aici, în București cel puțin, dar și în țară, dacă intri într-o cârciumă, întotdeauna ai un contact ai cu o femeie, cu un băieții, cu nu știu ce, mai acolo se uită-o prin tine. Cineva mi-a zis, bă, o fi fost de la droguri. Bă, nu știu, zic, bă, dar cum se cunosc Vorbește oamenii Vorbești de un ăsta? club în care era muzică tare. Tu uh, știi nu, câți vorbe, vorbesc de trei zile cât am stat, în, și cât la am stat vin în Berlin. Fix ca la noi. Adică, într-adevăr, uite, întâmplător, prima mea poveste de genul ăsta este tot din Berlin. Eu proaspăt venit din comunism. În anul ăla al meu de școală, care era cu... Ia, iar am uitat cum mai zice, cu bacaloratul, cu... Cum mai zice, mă? Acreditarea, așa mă, acreditarea, cred că era cuvântul pe care lucru. Nu acreditarea, la aceea. Ăla de Echivalent. Bă, ca... echivalarea. echivalarea. Asta da. e, mă, să-ți dea Dumnezeu sănătate. n-a da, luat ceva. Nu știu care Dumnezeu, dar asta e altă discuție. Și în acel an de școală intra o săptămână de vizită pe banii școlii în Berlin, uh -huh. în care te ducea la cabaret foarte și te ducea la operă, cred că a fost în ultima dată când am fost la operă în viața mea, te ducea la teatru. Întâmplător, eu avusesem un proiect de trupă în orășelul meu mic în care stăteam, în care am făcut această școală, care este celebr printr-un câine, pentru că era orașul, este în continuare orașul Rotweil în care primarul chiar era obligat să aibă Rottweiler. Serios? <laughs> da. Primarul, când am fost eu acolo, era obligat să aibă Rottweiler. Așa, stai. Și, uh, pe atunci, ca să scap de... încă era unită Germania, dar nu de tot. Adică căzuse zidul, fusese sări la frumoase cu trabanturile care au venit și cu andar, uh, încă Oamenii care vreau să scape de armată și să nu facă nici servicii sociale puteau să meargă la universitate sau nu în Berlinul de încă vest. Pentru că statul german nu avea voie să trimită uh, uh, scrisorile de, de draft, cum se zice. Iar ia, scuze, nu vreau să fac pe nebunul. Că toată îmi vin cuvintele în engleză sau germană. Aia, scrisoarea de te cheamă în armată, cum îi zice de... Te ia cu arcanul. Da, nu avea voie să o trimită peste teritoriul inamic, în ghilimele, uh -huh. și ei puteau veni de sărbătoare acasă. Adică nu erau ca americanii care fugeau în Canada, dar nu avea voie să se întoarcă pe vremea woodstock și a Vietnamului. Pur și simplu, dacă aveai domiciliul în Berlinul de Vest, într-o vreme. Nu, cred că și Hano din cauza asta, s-a dus la Berlin la un moment dat, dar îl întrebăm. Uh -huh. uh, uh, nu avea voie să-ți trimite scrisoarea. Și acest amic l-am cunoscut, a fost basistul nostru, cât a fost el două săptămâni de Paște acasă și pe zis, bă, dacă vii urată la Berlin, hai că-ți arăt eu și eu, deși ăștia ne trezau la 8 mai aveam 5, germanii erau pe atunci, cred că sunt și acum foarte sensibili la toată istoria și povestea cu Hitler și al treilea Reich adică aveam vreo 4 ore obligatorii de discursuri despre chestiile cumplite care s-au întâmplat și cum noi vrem să nu se mai întâmple ca așa și cred că era în mare parte sinceră, cred că este în mare, lăsând o parte de neonaziști idioți din fostul Est frustrat că n-au condițiile lor a din vest nu intrăm acolo Anyway, după asta, teatru, operă, îl sun pe Deci, ah, păi, hai să te duc. Băi, și m-a luat. Pe atunci, zona aia care este acum plină cu moluri și cinematografe și între. În, ce în an era asta. Asta era fix în 90. Mm -hmm. uh, păi, ți-am zis am grad. Da, 99, da, da. am făcut un an de școală. Și uh, m-a dus în din asta de, băi, intrai în dărâmături la propriu. Deci, arăta. Călăuza de Tarkovski. Mm -hmm. Așa arăta, în mijlocul orașului. Intrai prin subsoluri cu apă, cum bătai la o ușă, să uita unul la vizor, dacă nu eram cu ăla, vine un biet hipiot proaspăt ieșit din balta albă, nu m-ar fi băgat nimeni înseamnă. Și intrai acolo și acolo arăta exact ca... ți minte în, 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 în Matrix, când sună la început la ușă uh -huh. lui Neo și îl duc la o crâșmă, când și apare lui pe calculator. Sau și Follow, Mait, să dă și un tot în Follow fapt. The White Rabbits mm -hmm. și el se duce și până la, la nu vorbea nimeni cu nimeni, muzica era insuportabil de tare, era o Ce muzică era? Era pe, pe rave? Pe... Era pe un soi de rave, eu nu ascultam așa ceva, îți dai seama. Adică, dar aveam curiozitatea culturală să-mi dau seama că bă, sunt într-un film. adică e da, un șoc cultural, clar. Știu că la 5 dimineața au pus un Hendrix și m-am dus la asta și zis, a, vezi, și a zis, bă, nu știu de ce au pus asta, cred că te-au citit, n-a fost așa ceva aici, veci <laughs> Nu știu cum au pus ei, că ți-mi minte și piesa a fost All Along the Watchtower, care era lui Bob Dylan, de fapt, și lumea e mică. Dar am fost acolo ca puține dăți în viața mea când mi-am dat seama că sunt într-un film, încă n-a părut semn. Matrix, da, ai avut senzația ani. asta de băist în Occident, e altă... Nu, eram, deja stăteam de, de șapte, nu, eu am început, noi am emigrat în noiembrie, am zis că o lună mm -hmm. înainte de Revoluție, școala a început în ianuarie, după ce am fost în România să, să salvez și o patria și să-l să înscaunez pe domnul glumesc. Uh, uh, pe, pe, domnul Jos Iliescu, cu, da, cum da, lui așa. Uh, a mai fost vara, bineînțeles, la 2 mai, am venit cu nemții. Am făcut o tură. a fost cea mai mișto tură de, 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 România. România în 90 cu mașină din Germania și cu bani, na. Când a avut aia, cât, costă, cât costa benzina, bine, nu prea găseai încă peste tot. era să rămânem în pana prostului. Și am făcut munți, mare, prieten, tot. Am ajuns la, 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 la doi mai care era spectaculos atunci. Eu știu și... că... Scuze. Și, uh, și după care, uh, bacalaureatul german l-am dat în uh, decembrie. În decembrie? Da, era o chestie specială. Începeai în ianuarie, terminai în decembrie. Iar. Uh, um, Stai-mă, cu ce pornisem, Cu ce n-am luat? Cu Berlinul. Cu Berlinul. Iar asta cu Berlinul uh -huh. a fost toamna. Uh -huh. Deci era cât era? De... Era un an de când căzuse zidul. Era, erau încă toate și acolo destul de haotice, cam cum erau și la noi când am ajuns la Berlin m-am mâncat în curs să mă duc să văd Știa, știam că David Bowie și cu Iggy Pop și-au și închiriat un apartament de 11 camere în perioada perioada șaptezecistă și s-au dus acolo și au scos trilogia berlineză al lui Bowie cred, și Iggy Pop cred că a scos și el un disc și eu, cu produs de Bowie, Brian Eno cu da, toată ala gașca. și zic bă vreau să vă și unde e asta și tocmai a murit să bowie când am ajuns eu. Mă rog, de câteva luni. cred că am ajuns în martie, nu mai mi cam. În fine, știu că am ajuns acolo. Ai văzut florile, nu? Și mesajele. Am văzut florile, am văzut... Am văzut... am văzut, mă rog, niște poze și... exista o... cu Heroes, cu coperta Heroes. Era exista, era am și poze, exista celebra placă comemorativă despre care primăria spunea că dacă se va fura va fi înlocuit în 24 de ore, să furase de o lună de zile și nu o locuise nimeni, dar pe, pe, bucățile alea de, de, de adeziv da? Okay. Rămase da. pe perete, scrisese cineva cu roz Băui, exact așa zic Uite, Și sub, surprinderea mea a fost Eu nu știu cum era în anii 70 Dar acum era o perioadă Era o, o, o zona orașului Care era plină de turci Hai că-ți spun și o poveste Și a fost eu minunat, fost minunat tancu... pentru că am, mâncat, am văzut aia Băui, brus mi s-a făcut o foame Și am, cred că am mâncat unul dintre cele mai bune da. Și picante așteptam... de murei, domne în turnele din Germania asta așteptam Sculele bune și kebabul <laughs> Între timp să mai găsești scule bune și în România Dar când mergeam noi acum 15 ani Când am început să mergem acum 15 ani Era destul de dezastru la noi cu, cu, pe aurile și cu sistemele de cântat Și se auzea prost și na, normal că e greu Dar am, fost acum 3 sau 4 ani Am fost la un Lula Paluță la Berlin Să vedem Radiohead cu iubita mea și, și fiul ei Vitreg Adică fiul meu din Cluj Care are 23 de ani paranteză închisă, și într-una din... am stat vreo trei zile, na, ne-am dat cu toate zidurile, memorialele, bla, 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 într-o zi eu, la insistență, nu hai haibă la casa lui ăsta. Poveste haioasă. Găsim florile. Placa era atunci. Mm -hmm. Și lângă vedem o cafenea din ea, old school în care se fuma. Și intram, erau... Era de fapt de asta de păcănele. Erau trei păcănele, zece poze cu Bowie și o tanti hârșuită de vreo 60 de ani, gen matroană de bordel din Rusia țaristă cu o țigară în colțul gurii și zic, bă, asta sigur a fost aici în anii 70 și dau eu entuziast să o întreb de boi și asta se ta la mine scârbe și lucrez de două săptămâni aici. Îți mai cât s-au întrebat-o zilnic că veneau acest pelegrinaj la pelerinaj la, vezi, am zis pelegrinaj pentru că este pe... A, vezi? În germană așa e? Nu, eu cred că și de engleză. E, nu, acolo e pilgrim. pilgrim. Pe, de ce am zis pelegrinaj? E pelerinaj, nu? Da, pelerinaj. am, 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 am la tu, tu, ai prins, scuzea. ai fost la cântări aici pe vremea, înainte de 89, te duceai pe la concert? Da. Asta? La ce ai fost? Fii atent, alta poveste. Că asta este, știu de, că era pe complet cu sunetul, adică ți iau urechile vreo trei zile. Nu știu, mie mi s-a părut ok, dar na, vorba lui Ivan Ivanovici, o aveam uh, uh, nu, nu ți minte sunetul. Adică înțelegeam ce se cânta. Fii atent. Veneam de la școală într-o zi și aveam un vecin, cred că el încă stă acolo, mamă ce, nu s-a schimbat lumea pentru mulți oameni. Am fost la blocul meu pentru prima dată, acum, un an cu fica mea am fost recunoscut. Am stat la băut cu ea care au cumpărat apartamentul nostru atunci, care sunt aceeași familie. Fica mea s-a prietenit cu copilul lor care era mai mare și care stă în camera mea pe care, în care eu n-am intrat din 89 și ei mi-au zis hai intră să vezi camera și am zis nu și am trimis-o pe fica mea am fost ca Mircea de care a refuzat să o vadă pe mai trei la bătrânețe mm. un fițos prost am fost trebuia să mă duc de na, ia. deci fica mea a fost în camera mea de copil și mă gândeam și mi-au spus despre unii au murit, unii au plecat în America dar majoritatea oamenilor stau tot acolo și mi se pare fascinant adică m-am mutat în atâta orașe țări și oamenii stau acolo E mișto. Eu cred că e mai mișto așa, într-un fel. Da. Simți că aparții unui loc anume, per total? Plimbându-te de colo-colo, da. Adică, n-ai suferit de ceea ce unii spun dezrădăcinare și deja nu mai îngăsești locul nici acolo, nici acolo. Nu, 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 dar am văzut dezrădăcinare. Am văzut-o la tata și nu era mișto. Era cum ajungea aici. În primul moment, suferea de chestiile pe care le avea în Germania. Momentul în care se deschidea portiera, că pe atunci mergeam cu mașina, care nu, era, nu se inventase loc costul. Cum punea, deschidea portiera, aș punea piciorul jos în Germania și să făcea doar de ce avea aici, de cașcă, de prieteni. De... Mm -hmm. Și, nu, a murit trist din cauza asta. Nu okay. că a plecat unii cu copil în România, unde vrea el să meargă, de fapt. Na, 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 Bun, na, bine fă, că ai fă, fost, feri, ai fost, fă, fă, fă a fost, ferit de treabă. Când să o să zici. fiu uh, făcut de căcat după moarte, o să fiu făcut de căcat pe bună dreptate. De ce? că am... Băi, n-am... nu înțeleg pe aia cu regretul așa la modul intens, dar... dar zădă mai, ei au plecat acolo la peste 50 de ani pentru mine și le-am dat o țeapă incredibilă. Am plecat peste exact un an. De ce la trebuie al, de curaj. Al doilea, a fost asta. La 2-2 la doi mai m-am întors, am cunoscut o fată din Cluj și unde crezi unde crez că eram peste 3 săptămâni în Cluj. Atât că am stat 15 ani, am plecat după una în America. Dar asta e viața. Da. Deci, dacă mulți mă consideră clujan, este pentru că din 91 până în 2005 am locuit în acel frumos oraș. Dar acum, trăgând o linie, ești bucureștean, aici te simți ca peștele în apă. apă. Mai mult decât ca... în Germania, mai mult decât în Cluj, întreb. Ca peștele în apă, o să-ți răspund ca un hipiot poșunist. ca peștele în apă, mă simt în Dobrogea sau la munte. Mm -hmm. Pe bune, dar chiar da, chiar, da. chiar, nu e un răspuns fițos. Da, și cu cortul. Cu cuvânt. Și cu nu, nu, nu să ai cu cortul. Trebuie să fiu aproape de, de, de pământ. Din din motive uh, mistico-nereligioase. Subliniez nereligioase. De treaba asta cu natura? Te simți pur și simplu da. bine în natură? Super bine. Mm -hmm. Pe bune, fără nicio fiță, fără nicio... La modul că simt brusc că comunic altfel cu mine, cu universul, cu... Hai să spun o mică... O mică uh, uh, uh... Știi, că nu, e patetic? Nu, e este, e, nu, nu este deloc patetic. Și o să spun de ce. Uh, mă rog, a fost printr-un manual al întâmplărilor, am avut două contracte cu două televiziuni, da și una m-a transportat în Republica Dominicană, vreo câteva luni, Una a transportat pe partea cealaltă a planetei în Madagascar. Ok. A fa, e pe lista mea de top 3. Băi, da, pe stă, cu egal la da, e foarte scump. E, și în strebe... Madagascar am filmat într-un sat. Uh, am stat acolo 40 de nervezi. zile cred că vreo 3 săptămâni am stat în satul ăla cu oamenii ăia uh, care nu aveau nimic nu aveau electricitate nu aveau gaze uh, nu aveau nu aveau nimic decât niște case dărăpănate care uh, erau construite din lemn și care de obicei stau să cadă și le murie în bănuiesc uh, uh, nu erau. ba da, ba da, ba uh, da oamenii nu aveau depresii oamenii nu aveau crize existențiale Oamenii ăia nu aveau angoase. Uh, nu aveau. Erau liniștiți da, da, și împăcați cu ei înșiși. Nici Netflix. Uh, m-am dus la un moment dat într-un, mă rog, m-am pus în situația destul de bizară să fiu singurul alb într-un mic sat de negri de și uh, a venit un el la mine să mă convingă, bă, să mă ducă nu știu ce loc, că e nu știu okay. cum, să-mi vândă servicii, să mă ducă la masaj, la niște fete, să-mi să dea un joint, pe un pachet de țigări, toate, toate ofertele, n-a ținut niciuna, că știam cam cum funcționează lucrurile acolo, eram relativ greu de păcălit, cum dar mă... cât costă serviciile ah, okay, 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 și unde okay, încercai okay. să mă păcălească. Okay. Uh, dar a fost atât de simpatic și m-a rugat să iau o bere și am luat o bere și a avut acest moment de sinceritate cu mine în care mi-a spus foarte împăcat și senin cu sine însuși ce eu dacă produc pe zi două beri și două jointuri sunt liniștit dorm 80 ore și a doua zi o iau de la capăt și asta era tot universul lui în care omul era foarte bine cu el însuși acolo noi aici, în sunul lui Avram, Era... avem nemulțumiri, frustrări, nevroze. Nu suntem în sunul Avram. Come on. E bine în București asta. Nu e atât de grav în București asta. Lumea o duce Am bine. Terasele sunt pline. Nu, nu e urât. Sunt niște zone în centru foarte frumoase. într-o zonă frumoasă. Dar Ca, minunatul cartier e urât. este un oraș într-un oraș. E, e. Are, 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 are șozul lui. are bucureștenismul ăsta. Începe să, a devenit un, un, oraș foarte cosmopolit în ultimii ani. Are un, un ceva are și un tip de boemă, cu totodată mai toxică, cu totodată mai puțin toxică, dar are, e, e o chestie are în București. Și, da. sunt, și cu toate astea, dacă n-aș simți nimic, n-aș fi aici. Păi, da, nevroza nu are treabă cu București. Eu cred că are treabă cu modul nostru de viață, deși nu vreau nici acolo să mă duc să zică, mamă, dar într-adevăr când merg pe... Am, 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 încerc de două ori pe an să merg singur. În rest, merg cu copilul, că îi place pe mm -hmm. munte, face multe chestii. Dar încerc de două ori pe an să merg singur și nu apuc foarte mult, că na, am multe îndatoriri profesionale, familiale și reușesc 4-5 zile să... Și ca când nu vorbesc cu nimeni sau zic salut mm -hmm. unui hoț de lemne și unui pădurar, ce foarte mișto să vorbești cu tine atâtea zile și să și... Na, te ajută și decorul. Deși nu merg neapărat în lucruri foarte pitorești. În lucrurile foarte pitorești a intervenit această chestie care se cheamă turismul, care e și cu bune și cu rele. Adică e mișto ca oamenii că oamenii călătoresc, nu, nu, nu mă mm. înțelegeți greșit, dar chestia asta... Că... Nu, înțeles, te duci în zone în care nu prea există oameni oameni Nu trebuie nu mulți. să fie prea frumos, mm? pentru, dar nu e urăsc, chiar, chiar Dar da, știu, nu sunt eu nu trebuie o pauză din, mm -hmm. din, când în când, adică aproape tot știu ce, fac, ce se bazează pe chestii sociale și mm. de la... Na, știi cum e când ești părinte... <ms> <sharp> Linie, te împrietenești cu părinții de la grădiniță, formă te împrietenești cu gărinții de la școală. Sau nu te împrietenești cu părinții. Ai, ai grupuri de WhatsApp cu școală? Da, normal. Uite, okay. eu, eu, eu l-aș la iad pe la care a inventat grupul de WhatsApp. Recunosc. Când, când, când voi fi eu... Ai în listă părinți care cer atenție? Attention whore? Nu, nu neapărat. Sau, sau nu, mă uit, nu citesc pe destul de des, dar nu, nu, nu trebuie să spun asta, că o să asculte și era Luca și o să zic, a, nu citești. <laughs> Raluca este iubita mea și mama. N-ai spus asta. asta. La, la copil. N-am spus, spus, asta. Citesc. Nu, nu, că vin notificările mm -hmm. și mă uit. A, vorbesc despre asta bine. Știu, dacă s-au făcut, s-au <laughs> făcut 30 de mulțumesc, alea da, ok, gata. Da. A, da, lista, lista de, 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 de mulțumesc, mm -hmm. da. Da, nu, 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 așa. așa. Și mă mai lupt cu aplicațiile în general. Când, când stai tu cu tine, în, în in the middle of nowhere, în natură, uh, ai și momentul ăsta de inspirație, mai scrii chestii, mai compui, mai... Uh, de obicei nu mă duc cu uh -huh. Pe ultima dată, întâmplător am făcut chitara pentru că am încercat să fac o daia cu combinutilul, cu plăcutul. Am fost într-o zonă pe care vreau să o vizitez de mulți ani în zona vestului, zona munții Aninei, cheile Carașului, dacă spune mm -hmm. cuiva ceva treaba asta. Acolo mama deși avea niște bunici care mie mi se păreau genial, dar ea probabil a vrut să fugă foarte repede și cum a terminat școala ea a fost învățătoare, a fugit și a fost învățătoare câțiva ani într-un sat de acolo și îmi povestea cum nu era nimic și cum a lăsat autobuzul așa ca în filmele de frații în, în nimic și a venit o trăsură și a luat-o și am vrut eu să merg acolo și m-am pus cortul undeva și am stat vreo 5 zile singur și mă primam de dimineață până seara și seara cântam dar de obicei repetam și repetam și cântam, dar de obicei nu. Mai scriu chestii, e scriu. Nu muzică. Scriu cuvinte. Asta, asta mai fac câteodată. Dar de obicei stau pașnic la foc. C cât reziști? Dacă, dacă ar fi să ai timp, cât nu ai rezista? Nu știu, îmi pun întrebarea asta. N-am avut șansa să o aflu niciodată dacă este mm -hmm. un moment în care ți se face doar să te întorci Să nu de copil sau de de Știu, de, iubită, de, să de, de contact cu oamenii, de, de, de civilizație, de, de, de asfalt. De, gândurile mele erotice, eu mă gândesc că nu mi se face, dar evident că mi se-ar face. Sunt convins că mi se-ar face. Mi se face doar de, de, de cânta cu o trupă. Mi se-ar face doar de, de, nu știu, trebuie să recunosc, cer scuze ecologiștilor, îmi, îmi place să place să conduc. Bine prin pustiu, nu pe uh -huh. DN1 duminică după masă. <laughs> da. uh, Cred că mi s-ar face doar. Nu, nu știu, uite, uite, îmi propun că după ce fica mea o să facă 18 ani și să o duce unde vrea ea, dacă sunt capabil medical-o, psihico-așa, să încerc. Da când, când te duci, te, a, ai și a, ocupații de astea ale omului în sălbăticie, tai lemne, faci Adun foc. Adun lemne, da. fac. Nu-ți imagina cine știe ce... Vânezi. Este din astea. Nu, 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 nu. Îmi place să fac cârnați cu ceapă seara la foc. Îi cumpăr la Kaufland, nu? Sau, adevăr undeva, nu? Micul burghez în sălbăticie. Băi, ce, ce fac, într-adevăr, este că îmi minimalizez aportul de instrumente, adică în afară de o frontală și un briceag nu-mi trebuie chestii. Bine, corțac de dormiți nu mor de da. fric dacă e nu trebuie chestii. Nu, 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 nu înțeleg securea, nu înțeleg... Ai adică, cu lemne, pentru un foc mic poți să aduni cu mâna. În rest merg, merg foarte mult. Adică merg efectiv de dimineață până seara. Nu pot sta. Mai am mici momente de meditație când mă apucă câte un moment de epifanie. Dar, dar în rest merg. Îmi place foarte mult mersul. Mi se pare o mare invenție a omului când văd chestia aia cu mai mulți s-a ridicat în, în două picioare. Câți ani mai trece până să scrii memoriile? Sper să nu ajung acolo. Nu, vă intenționez? Aș vrea să, să scriu. Scriu, dar scriu niște chestii care sunt un fel de. Adică e un, un demon în de... jugular ăsta cu scrisul sunt ca și cu muzica. Îmi place, îmi place foarte mult cititul. Știu că pare un răspuns gândit să mă dau interesant, dar cred că aș putea trăi fără muzică, dar nu aș putea trăi fără citit. Uh -huh. Cred că e o chestie și mor când mă pierd în seriale și căcaturi și nu mai citesc cât îmi pică mie bine, adică fac revoluție cu mine însumă, îmi dau șuturi în fund singur nu? Da, e un exercițiu de memorie în primul rând mai bun când citești mi -mi și când scrii Îți imaginezi, nu, nu mă înțeleg greșit îmi plac filmele la nebunie și oricât aș zice sunt multe seriale mișto, adică na, aș fi ipocrit să nu o recunosc dar, dar sunt un pic supărat pe, pe, pe Netflix că mi ia prea mult din, din timp Ne apropiem de final ce urmează anul ăsta la voi? La tine? La mine urmează... Uh, <gânt> urmează pentru prima dată după 11 ani uh, vreau să lansez un album sub numele de Oigan. Uh -huh. Dar e ceva special despre care nu știu dacă sunt pregătit să vorbesc acum. Sunt pregătit? E un plan, e un schedule. Asta am de gând să fac anul ăsta și este o chestie care va fi cumva atipică și se va desfășura pe un pe perioada unui an de zile, dacă ies toate lucrurile cum vreau eu, și care uh, uh, presupune colaborarea cu foarte mulți oameni, atât instrumentiști, muzicieni, cât și oameni de imagine. Uh, hai că-ți spun după ce terminăm emisiunea și dacă iese cum vreau eu, povestim peste un an despre asta. Dacă nu mai chem o dată. Păi te mai chem, că vreau să ne mai certăm aici. Dar nu prea ne-am certat. Dar, ne 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 Dar fără de faptul că a trăit eu să mă mânca pe mine în curs, că să spun am că nu am, că am fost metalist... M-a no, și, a, și, a, a, a deranjat aia cu M-a deranjat aia cu deranjat Aia cu care, care A luat bărbatul din bărbat Lasă-mi mm -hmm. las măsa ce, ce, ce prostie e asta mm -hmm. O fi avut el alte defecte Dar asta chiar nu cred că androginitatea uite, 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 de exemplu Eu regret că n-am avut coaiele Să încerc sexul cu un bărbat O regret sincer, bine o regret la modul teoretic Dar o mm -hmm. regret sincer Adică cred sincer și fără niciun fel de ipocrizie în toleranță și în love is love și în toată mișcarea aia și, și, și urăsc oricine deschide gura împotriva, împotriva asta. Adică devin vehement și rău, devin aproape nazist. Dar... Eu cred că ce face fiecare om în patul lui ar trebui să rămână acolo. Dar poate să și spună că nu mă deranjează. Și spun asta în condițiile în care am fost hărțuit, că eram drăguț, acum nu mai sunt, că eram drăguț. Da, am bățit și fanii eu. Fanii mei, uh, da, eram yeah. cred arătam ca Hendrix. Uh, am fost abuzat pe bune, adică am, 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 avut două cunoștințe mai. Una a fost exact hărțuire ca în filme, la modul cu ușa închisă și lovit și dacă nu mă salva un prieten, eram la propriu violat. Ouch. Asta una, dar spre norocul meu asta a fost a doua în Cluj. Prima a fost în Germania, unde la o crâșmă, un domn pe atunci mult mai în vârstă decât mine, se uita insistent la mine și eu m-am dus la el la un moment dat, am luat berea și am zis, nu, no, ce, mi-era foarte simpatic, era un domn care arăta cam ca Sigmund Freud și era un psihoterapeut din Amsterdam, de fapt de lângă Amsterdam, din Harlem original, nu ăla din New York, și care m-a invitat la el și am fost la el, m-a primit în casa lui, m inclusiv l-am lăsat să mă hipnotizeze o secundă, i-am spus, îmi pare foarte rău, mi-a spus, din prima seară cinstit, mm -hmm. care sunt interesele dânsului în materie, eu am spus că îmi pare foarte rău, îl înțeleg, dar îmi plac fetele și n-a făcut niciun gest, nici de două ori l-am vizitat cred, că, că și, a fost uh, impecabil. Am Trebuie pățit și anul trecut, dar anu po trecut? povestim după, dacă ne-am încheiat. Uite cu din... ce terminăm noi, <laughs> da, iubiți-vă, cum vreți voi este asta, asta cum voi. Ideea cu un mesaj pentru ascultători știi că e aia cu, la încheiere dați un mesaj ascultătorilor și ideea de a mă pupa cu un bărbat mi se pare mult prea mult eu m-am pupat cu doi bărbați dar, dar mai departe eram foarte beți am făcut o glumă și mai departe n-aș putea merge unul e celebru așa că nu spun pa pa